După ce am părăsit cariera militară, am avut norocul extraordinar să fiu solicitat de Dumitru Fărcaș pentru un turneu în Germania și am zapele făcea un fel de stand-up. Mircea Crișan făcea un fel de stand-up. Nu sunt ușa de biserică, am volumele de bancuri fără perdea, ne bucuram toți, toți la un loc, fiecare, de la fiecare la fiecare, de la Hanuca la Crăciun, la uh, Paștele Catolic, Paștele Ortodox, toate erau o, o, o În 2003 am fost în uh, turneu cu Dan Spătaru, în Germania, când am cu Irina Login și trei sudest, mi se pare, da. O să zic, două morce. Ai ceva am văzut, de cum ați intrat. <laughs> eu te savorez, de dreptul. Mi le <laughs> Da, pe ce dat-o din ce plecita, <laughs> o uh, Zice unul către el al alt. Mă zice, au că nu-l mai îngropă pe Vasile Miercul numai vineri. La care el al altul un pic să gândesc, ce. Dar de ce să simte mai bine? Că nu plac bancurile din sud, pentru că nu au mesaj, n -au... la o nuntă în satul mare, am fost plătit ca maneliști, stăteau la codă, zi -la cu ăla și cu ăla. Când zice și când ce eu încă te George și mă, George, de, de, de foarte afectat, cum să spune, funicular sau furnicular din satul mare și cel puțin până în Ploiești, trenul era la, lângă compartimentul nostru, acolo. Să mânca, să bea, să spuneau bancuri. Deci nici nu știam când ajungeam la Ploiești. Lucrurile simple fac diferența. Lucrurile simple sunt cele adevărate. Ce someș, someș, apă lină, mi-ai dat casă și lumină, mi-ai dat haine la copii, mergi dragă, când mai vii? <laughs> Ei, văsta cu profesoara care cu demisia în mână, Val Vârtej, și că o fac în cerc cu un pământ, intră la director în cabinet, am zis așa, ninge peste coarne de cerb un vis frumos de brad împodobit. Caldă pernă, a gândului, mereu pribeag, dar niciodată înghețat. Este motoul trăirilor mele. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a Povești cu Vlad, podcast de Maramu. Pentru că v-am promis că vom avea diversitate, în seara aceasta am adus alături de mine un om pe care îl veți savura și vă veți uita nu odată, ci de mai multe ori la, la acest episod. Pentru că seara asta se va lăsa cu povești, amintiri, râsete până ne doare burta. Am ales să nu, să nu bem un vin ca de obicei, am ales o tărie pentru că este un om strong. Și acestea fiind spuse, nu știu ce aș putea să spun mai mult ca să prezint un om care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îl am alături de mine pe Sorin Tănase. Unul și unicul Sorin Tănase. Sorin, bine ai venit! Îți mulțumesc din Bună suflet că ai, a a, că ai acceptat invitația mea și cu drag! Cu drag! am pregătit aici în față ca să, că zic cam că după aceea eu simt că uite ce noi mai apucat să zic multe. Au da. fost el pe aceea Adi Birta, o zis că îl cunoști. Are da. el magazinul ABC Bogdi, cole la blocul roșu. Da. Blocul roșu la Au da, fost și ne-au lăsat felul de bunătăți, niște jumeri, niște salam. Chiar să o să mă, dacă vine Sorin. Bine, au fost și el la interviu și așa, dar. Și să... O să mă, dacă vine Sorin, da. lasă-mă să-ți fac eu un platou, că eu știu ce-i place. Ne-au lăsat aici. Deci, Mâncare avem, băutură este, eu mai mult o să degust, tu mai mult i Stai, vorbi. mai era ceva când eram mai tineri. deci mâncare, băutură și mai era ceva. Nu mai, că da. nu știu, că <laughs> o trecut comunismul, <laughs> a venit capitalismul. Nu, nu, nu mai era ceva, era a, chestii de-astea drăguțe, îmbrăcate frumos, a femei, da. da. <laughs> de alea ne au trecut vremea. Uh, Sorin, bine ai venit! Ție, bine v-am găsit, Alor. dragilor! mie și cine să simte. Îți Bine mulțumesc din suflet eu că ai venit. Nu știu mulțumesc. dacă mai sunt oameni care nu te cunosc ca să treia să facem o prezentare cu cine ești, de unde e, cine, cum te cheamă, și cu ești, dar mm. eu sunt sigur că mai nu ai știu, ceva de spus. Da. Nu știu dacă are prea multă importanță câți oameni mă cunosc sau nu mă cunosc. De pildă o vreme, o bucată bună de vreme, vreo 20 de ani... Mai multă lume mă cunoștea în diaspora decât, decât în țară, pentru că coștorul bunului Dumnezeu și al Dumitru Fărcaș, Dumnezeu să ierte, ierteam, care m-a scos în lume și căruia îi mulțumesc și îi sunt dator moral-sufletește pentru că mi-a deschis drumurile spre o viață absolut diferită de cea care am avut-o până atunci. Eu fiind uh, muzican militar, am fost la muzica militară, am fost uh, soldat, cum s-ar zice, cam de pe la 15 ani, pentru că asta a fost uh, cariera care am îmbrățișat-o din copilărie. Cariera militară, dar combinată cu muzică și anume a ieșit muzica militară și a fost o perioadă foarte minunată, foarte frumoasă. Dar vreau să spun că după ce am părăsit cariera militară, am avut norocul extraordinar să fiu solicitat de Dumitru Fărcaș pentru un turneu în Germania și de atunci ca ce? Ca vocalist, uh, ca nu, am Mergeam să-i prezint un spectacol și să fac MC, momente vesele. Da. MC, momente vesele ceremonie. și uh, prezentare, spectacol. Da, și apoi de acolo s-au tras cele alte... <coughs> Cât e urmat? Cât e urmat, pentru că acolo m-au mai cunoscut trei impresare, mai. Uh, și mulți alții, și. Acolo -a... a început cariera de artist. Uh... În scurt. Nu, a început o altă carieră, pentru că eu și până atunci am, mai ales în anii 80, colaboram cu Clubul Studențesc, am avut un, era un grup satiric acolo, Satiricon, care împreună cu Teddy Ardeleanu și cu niște băieți absolut remarcabili, care, dintre care au mai plecat, cum ar fi Toma Ion Gheorghe, Tomiță, cum îi ziceam noi, și alții care sunt plecați, s-a destrămat din păcate, dar am avut o performanță cu grupul Satiricon, pot să-i spun așa, pentru că grupul Satiricon a luat cupa de pe masă divertisului la Iași festivalul umorului studențesc în 1983. Da, când ți-ai dat seama o... de vocația asta ta? Când, când ți-ai descoperit? sau Când, când ți-ai dat și... seama, bă, eu asta vreau să fac? Uh, Câți ani aveai? Povestea asta cred că auzit-o multă lume pentru că am mai spus-o în diferite situații. Uh, în uh, un vârde al meu, Dumnezeu să iert, era student la Iași. Eram în satul mare, eram în vacanță și frecventam o cofetărie în satul Mare Bulevard, unde, <coughs> scuze, vărul meu avea o gașcă. Da, aici, la podcast, nu-i ca la televizor, când te rog frumos să dăm un pic de, da. de frâul liber glasului, zicem noi aici. Vărul meu avea o gașcă, acolo în cofetăria Bulevard, elevi studenți, el era studenți la, student la Iași, și se adunau aproape în fiecare zi la cafea acolo, spuneau bancuri, iar în trupa asta nu puteai să intri decât în niște condiții care semănau ușor a admitere la IATC, cum era atunci Institutul de Artă Teatrală. Și anume, trebuia să vii tot timpul cu un banc nou, unul de compoziție și, bineînțeles, improvizație. Dacă făceai treaba asta, rezistai în grupul respectiv. Deci, asta era în adolescență, 17-18 ani. Voi ați fost oamenii Și... care au inventat, cum îi zice acum, stand-up-ul? Uh, nu neapărat. Uh, nu, acest stand-up nu, nu ne aparținea, deși că într-o formă exista. De pildă, am a făcea. Uh, un fel de stand-up. Mircea Crișan făcea un fel de stand-up. Mă rog, inclusiv termenul ăsta a fost importat și din păcate eu, în continuare, susțin chestia asta, a căpătat o altă conotație, alt mesaj, e altceva decât ceea ce știam eu că este de fapt. Adică, cum cunoscătorii știu că stand-up înseamnă, pornește de la autoironie, în niciun caz bat jocură vis vis de cei care ai în fața ta și nu sunt puține situațiile în care cei de pe, care fac treaba asta cam bat joc. Adică e un atac direct la persoană și mie, mie sincer nu-mi place și prefer să nu îmbrățișez termenul. nici termenul, nici genul ăsta. Nu sunt ușa de biserică, am volumele de bancuri fără perdea, unde Nici sunt aici menestrel, unde am pseudonimul de menestrel, dar eu acolo rostesc expresii pe care oamenii și mai ales fiind bancuri din Ardeal, Ardelenii le folosesc, le, le spun în diferite situații de, știu eu, când sunt supărați sau, mă rog, vor să fie simpatici sau ironici. Le folosesc atunci, ele sunt absolut normale, nu în niciun caz nu atât de vulgare. Mie nu mi se pare că emană vulgaritate ca și în situațiile celelalte. Da, și uh, uite așa, uh, trecând timpul după ce am venit în uh, Baia Mare, că am fost repartizat în Baia Mare, eu sunt Marean fiind, am făcut școala în București. nu, că asta ne spuneai înainte să te întrerup eu ca un da. așa ce uh, de uh, cafeneaua vărului. Da. În care vă adunați Ei, și, acolo, și faceți acolo chestia asta și am tot rămas acolo pentru că uh, acolo m-au Acolo mi-am găsit vocația, dar Așa, o formă mai uh, unde am dezvoltat asta, pot să spun că a început cu satiriconul, cu clubul studențesc. Nevasta mea era studentă și. Atunci făceam curte și așa ne-am ne am adunat acolo la clubul studențesc. Asta ce ce vârstă aveai când erai la clubul la cafenea, a, la cafenea? Acolo la cafenea? Da, când ai început la cafenea. 17 17 ani, an, deci deja, deja erai adolescent. Da, păi în adolescență. Lumea, deja, spus, lumea da. știe, îl știe pe Sorin Tănase care uh, a început și da, 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 mă cunoșteau și în școala militară, colegii mă cunoșteau ca fiind așa mai No, Om de viață. Om de viață. Om de viață. Om, asta Ceva? e, om de viață. Da, Dar sigur. Dar cum era să orintă copil? Că noi asta vrem am, să aflăm și să spunem oamenilor. Cum era omul înainte să fie eu cine am fost, și... Eu am fost un... Cred că dintotdeauna am fost așa un visător. Am copilărit în satul mare cei 12 ani ai copilăriei mele au fost cred că cei mai minunați. Fac parte din ca din poveștile lui Creangă sau mă rog alte povești de de genul. Am am crescut așa într o contopire cu natura. Aveam gârlă, aveam pădure, aveam câmp, aveam șanțuri, aveam anotimpurile erau anotimpuri ne bucuram de, de fiecare am stat cu părinții mei, cu bunicii împreună am avut capră am avut hold de, de porumb pom vie, de toate și efectiv m-am bucurat de toate pentru că am trăit acolo acolo cu ele și tot ce însemna a sărbătoare, era o simțeam adevărat, tânjesc sincer după, după acea stare de, 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 acele trăiri minunate care erau în preajma sărbătorilor, mai ales cele religioase, Crăciun, Paște și cum locuiam pe o străduță, în satul mare, o străduță multiculturală, români, maghiari, țigani, evrei, șvabi, când începeau sărbătorile și nu se mai terminau. Ne bucuram toți, toți la un loc, fiecare, de la fiecare la fiecare, de la Hanuca la Crăciun, la Paștele catolic, paștele ortodox, toate erau o, o minunăție. Ne bucuram unii de alții și uh, n-am simțit niciodată vreo diferență. Asta, asta Între era uh, mișto da, Între noi, noi eram doar copii, eram frumoși, eram adevărați, mâncam împreună, ne scăldam împreună, făceam de toate mergeam cu caprele la păscut, sugeam de la capre, mâncam din grădină roșie, o ardei, o, cum ziceam, o scrijea dieptită cu oloi sau cu ce -o fi fost și era perfect. Sorin, toți invitații pe care i-am avut, am, început, am încercat să, să începem da. discuția cu amintiri din copilărie, cum ai spus și tu, da. despre ei. Știi ce mi s-a părut ciudat? Că până am care au fost aici, Tăți că eu fost cu minți, dar aveam un frate și o soră care făceau năzbătii. Da. Nu știu, aici ai regia care poate să confirme. Deci, au fost da, ființi? Nu. au fost, finți, nu. Au fost în ființi? Aveam un frate. Tu, cumți tu, cum, tu cum caz. îți amintești Nu, niciun caz. N-ai avut -am frate fost, sau n-ai fost cu N-am fost cu N-am <laughs> avut nici frați, dar lângă mine era o familie uh, cu cinci copii. Uh, au fost prietenii mei, cei mai adevărați în copilărie. Și uh, e clar că n-am fost cu minți. Ce-ți ce -am... amintești uh, din vremea aia că, că spui că n-ai fost cu minte? De ce nu? De ce n-ai fost cu minte? Uh, De la tot felul, de uh, de la năzbâtii care le făceam până la... Întotdeauna eu eram Mirele și uh, Lidia, vecina era cu un an mai mic ca mine, era Mireasa. și. Astea erau jocurile de atunci? Da, tu erai Mire da, și aveai o și vecină da, Mireasa și vecină... restul coptilor ce făceau? Restul copiilor erau alaiu. Da. Ce să fie? Și -a, păi, ne jucam de mama și de-a tata până la o bătaie așa la <laughs> <laughs> la mare artă. Uh, În Chimb... Ce, ce era... Uh, lipseam toată ziua pentru că verile erau lungi. Cu adevărat lungi și uh, faine. Și uh, plecam de acolo pentru că eram străduța, era ultima străduță și de acolo începea câmpul. Acum în satul mare acolo e Acuastaru și... Așa... Uh, Până la pădurea Noroen, când pola era tot al nostru. Și... Era parcul vostru, e distracție. Da, și mergeam, mergeam până acolo. de minte că într-o zi am lipsit aproape toată ziua, că ei mei s-o speriat rău că... Bine, ca norocul... Deci norocul meu a fost că nu eram singur, am lipsit mai mulți. S-a făcut o legătură, bă, ăștia sunt undeva împreună, și ne-am dus până la pădurea Noroen și ne-am plimbat prin pădure și exact ca în povești, ne-am rătăcit. Și uh, la un moment dat am dat de un om spânzurat. Pe bune? Pe bune. Deci am fugit ca potârnichile și problema a fost <laughs> că fugeam care în cât ani aveai atunci? Am, am speriat. Nu, aveai 10. Nu știu, aveai 10, pe, 10 ani. Cam pe acolo. 90 ani. În în anii, tot anii, tot da. Da, era un, era un tâmplar de, de la noi de pe stradă și de fapt așa s-a aflat e, unde e omul și că a făcut e, acest gest necugetat. Da, și am venit, ne-am întâlnit, e, nu știu pe unde ne-am întâlnit e, la ieșire din pădure, până ne-am adunat toți în optase și apoi am venit acasă și ne-am luat bătaia de rigore. Uh, dar uh, cu ocazia asta am uh, și dezvăluit. Uh, misterul. Misterul, Da, unde era omul a Sunt Ca și copiii aia din filme. Că sunt filme cu copiii ăștia care dezvăluie tot da, felul da, de mistere Da, din da, da, și da păi, îi premiază noi, primarul, îi face cetățenii onoare, dar voi ne, voi la bătaie da, în schimb. Noi, noi atunci trăiam ca în filme, pentru că tot ce făceam <laughs> mi se părea că e ca în filme, știi? indiferent ce făceam, erau niște seriale pe vremea aia. Thierry la Front, era un, un desta cu praștia, care, știi, praștia de asta avea o, o piatră într-o arunca și Elastic, la regu, de -aia. la lem. da. lemn. Că nu... Da, nu, dar era o armă de luptă în vremea aia. Thierry la Front, uh, la Garder. erau de nu, no, până la vine tu, mai era vine tu, a fost ceva mai încolo. Da, și uh, cum să spun, uh, era aventor era aventură, să fac așa un arc peste timp. Uh, cum aveam uh, talentul ăsta născut de a uh, cânta, le, uh, ne adunam și le cântam și eu că eu z dans tarun, că atunci dans Și tarun ce le cântai? Era... Păi ce când a Spătarul în vremea aia. Și dacă îți dau chitara, poți să reproduci? Și uh, nu, cu aia <laughs> puțin, avem aici cu aia o chitară, deja, deja da. ne-au întrebat, da. da. ne întrebat cei care urmăresc și care văd decorul, așa că ce facem cu chitara, că până acum n-am folosit-o da. niciodată. Și de ce le-a spus? Că e un decor frumos. de și... decor, da. le-am le spus eu că este mai este cânt, dar imediat mi-am cerut scuze, mi am băi, mult spus cânt, o da. mai zdrângă, <laughs> nu așa... E. Așa, și uh, ca să fac un arc peste timp, uh, în 2003 am fost în uh, turneu cu Dan Spătaru în Germania, cu Dan Spătaru, cu Irina Login și trei Sudes, mi se pare, da. Da, și Alina Sorescu. Și uh, am stat o lună într-o cameră cu Dan Spătaru. A fost table, coleg de cameră cu, cu Dan Spătaru. Da, jucam table, a povestit toată viața lui, știu absolut tot și spuneam că eu în copilărie eram Dan Spătaru și... Deci așa o... Mi s-au întâmplat niște niște lucruri absolut uh, remarcabile, minunate. Da. Uh, și cu Dan Spătaru și uh, venise odată Corina Chiriac în uh, satul mare, avea un... Uh, spectacol la Teatru de Vară și am ajuns și eu la ea cu, un, cu o hârtiuță și cu un creion și mi-a dat un autograf și am dormit cu mirosul ăla de parfum de, care a rămas pe bilețel. Am dormit cu el super în o vreme bună și în 99 am fost și cu ea în turneu Germania. În aceeași cameră. <laughs> și am, și am povestit. I-am povestit. Am vorbit despre parfumul ei. Da, și Să a fost, uităm că a fost venit vorba de autografe. Noi avem o da. tradiție aici la povești cu voi. Așa. De obicei, bem Acum, fiind știu. un episod special și din context, și pe pargem, am zis sau? că nu știu ce, Spar, a, așa. Așa ce vrei. Da. ben și invitatul semnează dopul și îl pune acolo în, în ăla. Ia vin, te rog frumos <grijă> să iei care o asta sau ce o fi, Așa. și aici unde vrei tu pe masa asta, să scrii ce vrei tu, numele, b b un mesaj, okay. un ce Arum vrei tu. Sau la când vrei tu, când te simți bine, bine ca să nu zică urmăritorii că n-am respectat tradiția, da, o când respect, vrei și la sfârșit, când vrei tu să masa e masa asta, te rog frumos, bine. masa A, asta okay. rămâne sfântă, asta am furat-o de la bobonete că el e cu masa da? frumos să scrii ce vrei, unde vrei, cum da, e vrei. Da, chestia super tare a băților de la... Zi ăștia de la Cluj cu muzica... Uh, Desperado. Așa. Nu stiu dacă ați văzut videoclipul în... Uh, videoclipul piesei cu... La fel ca tata. Uh, știu piesa. Uh, a, așa. Am apucat, nu-s chiar așa tânăr, și cum zice, și acolo când zice uh, numele lui tata pe e uh, era însemnat sau așa ceva, nu mai știu cum e textul exact. Și arată, știi, pe scrie tata. În <laughs> da. <laughs> loc de nume scrie tata. <laughs> numele lui, da, da, tata. <laughs> da, foarte drăguț. Ei, uh, asta ca un arc peste timp și uh, am avut... Uh, nu, că nu te, nu te țin mult ocazie. în copilărie, că lumea imediat mă înjură, că zice am nu, te lăsă am să, avut, să, am să avut faci mai, ce știi tu cel mai bine. ok, dar, okay e ok, îmi okay, place în copilărie. Uh, am avut ocazia să fac turnee cu toți mari artiști consacrați ai, ai noștri uh, din zona folclorului cu Bocșa, cu Drăgan Dumnezeu să-l cu Sergiu Cipariu, cu uh, Irina Login, Maria Butaciu, mă rog, din zona asta, Angela Similia, Corina Chiriac, Mihai Constantinescu, fost cu Florin Piersic. Din, din toți oamenii ăștia pe care, da. pe care tu îi spui să știi că pe mulți am eu acolo în caseta cu viniluri. Am aici un pic, am? Și da. după ce, ori înainte, ori după ce pleacă, câte un imitat, când stau și mă gândesc și... Eu am așa vreo uh, uh, trei cutii de alea, tot cu vinilor și... Minunat. Hai le amă, aici, amă. le împărtășim așa într-o da. seară, fără camere, punem... Uh, fără camere, în rest ce pe masă, punem. De ce nu? acolo e pick up niște boxe, da. le-am luat de la Johnny, de la Docom. Toată de lumea, deci, lumea știe numărul up număr pick -up, știi, chestia cu pick-up-ul, cum era pe vremuri, scrie... Îi scrie, uh, scrie coptilul de la moldoveanu din Verești, din uh, Moldova, Moldova, din nordul Moldovei. Vereștiul, acolo, e acolo de cale ferată. Multe uh, întâmplări cu Vereștiul ăla. Și scrie la casă, și mamă și tata, vă rog să-mi trimiteți niște bani, că vreau să-mi iau uh, pick-up. <laughs> Și trimite masa scrisoare în apă, ce dragul meu, ia atâția bani cât să-ți trimitem noi și cumpărăți niște pantaloni, că pe cap s-au făcut actul cășoală. Da. De Apropo de frumoasă limba română și plină de sensuri. Deci dacă, tot am ajuns, dacă tot am ajuns în Moldova, paranteză, de ce Ștefan cu sfetnicii lui stăteau în, în, sala în, 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 sala aia de unde se sfătuiau cu toți sfetnicii și la un moment dat se dau și la o parte violentă așa și intră un răzăș, un pleș, un oștean de lui Stefan era cu ochii bulbucați, desfigurați, strigând în gura mare. Ce, Maria ta! Maria mea e la tine! <coughs> da. Vai, e, și nu mai a început uh, un Bun. Da, și... asta uh, a fost așa un ar peste timp, care vreau să spun... Apropo de arc peste timp, s-a încheiat cu uh, o legătură, vorbind de copilărie și dar, cu peste timp, eram anul trecut în Statele Unite, în turneu, în Jacksonville, a fost ultima locație unde am avut spectacol și, vorbind cu unii și cu alții, vorbesc cu un timp, mi-am dat seama că e maghiar, imediat l-am abordat ungurește, deci era între cei organizatori acolo și că e sătmărean, că așa ce vârstă are, avea vârsta mea, era din satul mare și din vorbă în vorbă a copilărit pe străduța mea două sau trei case mai încolo, domnul Kereșcani. Și ne-am adus aminte că noi am copilărit pe acea stradă și ne-am revăzut practic după 50 de ani. În America. În America. Ajungem și acolo, că știu că ai multe turnee sau da. ai făcut multe turnee și multe. Da, dar așa, da. vorbeam așa ca arc peste timp din copilărie, amintiri din copilărie cum ar fi și personaje pe care le-am întâlnit după o vreme bună. Asta a fost cei 12 ani din uh, copilăria mea și după care uh, am uh, uh, am intrat la școala de muzică în uh, Satu mare care era undeva în centru lângă cinematograful Victoria și ai mei ca să fim cât mai aproape de școală și să fim acolo în aproape de element, pentru că unchiul meu, Dumnezeu să-l cum am murit nu de mult la 94 de ani, să ierte, Dumnezeu. a fost pe toți. A fost clarinetist în filarmonica din Satul Mare și preda profesor de clarinet la liceu de muzică. El m-a dus acolo și a dat seama că am chemarea asta. M-a dus și așa din... Uh, clasa 5 am început uh, clarinetul. Și studiam cu el fiecare dimineață. La ora 7 eram. La câte câte instrumente armonica. muzicale ai făcut în tot a, an, că știu Clarinetul că... a fost instrumentul care l-am studiat, da. Uh, restul, pentru că eram în școală și te conjurau toate instrumentele, a fost mai puneai mâna pe. Mai stai la pian, mai încercai să prin ceva mai era un acordeon, acolo era o chitară și puneai mâna pe toate și încercai să faci. Nu că... Uh, era, Ești Era tentant și de ce nu până da. la urmă. Și mai ales dacă aveai urechi astea. Nu oricine poate să cânte sau da, să stăpânească da, Absolut, unul, că da, trebuie da, să ai talent. Absolut, absolut. Și te mai interesai. Vreau să vezi... A, mai ales legat de chitară era vremea începutul lui uh, fenomenului folk. Da, atunci a început. Era atunci uh, Mircea Florian. Mi se uh, ridică pe mine. Da. Eu ascult mult folk, deci mie îmi place folcul și de-aia mi-a și luat chitară ca să văd, dar... Da. Vintilă da. și tot, Trezai... toți grazii ăștia încep, început să, răsă, să, scoată, să scoată în evidență fenomenul, așa că toți uh, Cam care simțeam în, în, în direcția respectivă, mai puneam în apă, chitară, mai încercai măcar trei acorduri să prinzi acolo, un re major, un do major, un ceva ca să. Și chiar am. Am reușit să fac niște mici compoziții. Atunci am început să scriu niște, niște poezii, ce simțeam atunci. Ce ți-a îți, îți spune o poezie, două ori, o, ceva. Da. Dacă vrei, bineînțeles, eram, să, da, să da, împărtășești cu școala, noi. Da, atunci în școala militară aveam, nu știu, vreo 16 sau 17 ani, nici nu știu. În școala militară erau niște restricții niște reguli clare acolo și te simțeai așa încorsetat și a, asta chiar am intitulat-o liber. <gânt> Pe câmp cu flori aș alerga, prin codri verzi aș colinda și prin deasa iarbă urma să se piardă, să nu știe nimeni unde m-am dus. Câmpul, codrii munții, să fie părinții. A, deci asta am pus-o pe o uh, linie melodică. Să pot privi miracolul pădurii, să fiu departe de freamătul lumii. Aici câmpul codrii munții să fie părinții. Era și un refren. Și așa o niște punem dacă vrei pe linie lăguț. melodică. Da. Avem, uh, avem ce trebuie. Sigur, sigur. <laughs> Urmează. <laughs> Sănătate. <laughs> Uh, e sigur că rezist. Okay, eu nu o nicio problemă. Dacă e ceva, bă, schimb, cu, schimb cu regia. Vine, mă duc eu și filmez dacă trebuie. Nici o problemă. Și ce s-a întâmplat Blumea. de când ai venit și am, am mai trimis după două. Deci, da. lasă că. Eu ce savurez, de-a dreptul. Sorin. Și în două ce vârstă? Ce? Da, 12 ani. Aici. A, a, e, a, a, e, 12 da, ani. Perfect. <laughs> Sorin. Mi-a plăcut o chestie, scuză, mă paratez, am primit acum pe WhatsApp, zice. Sunt, nu știu dacă ați văzut-o, sunt Dan, Dan, sunt alcoolic, ah. sunt alcoolic, mă droghez și îmi place să mă duc la curve, cam așa era scris. Și urm, să zice, Bună, Dan, îți mulțumim că ne-ai împărtășit din problemele tale. știi, la care Dan zice, Ce probleme? <laughs> Ce probleme? Uh, da, te rog. Ai început viața și ți-ai vrut să-ți urmezi o carieră de, de muzicant. Și cei care te cunosc foarte bine știu că și cânți frumos, reciți frumos, dar marea majoritatea oamenilor te cunosc ca un om care. Care face, face da. lumea să râdă, să spună, să, spui bancul, spui. <coughs> când, când ți-ai dea seama care, care e vocația ta între muzică <coughs> și da. și glume, improvizație și. Chiar? Ce faci? Vocația mea, nu știu, să delimitez între muzică și uh, umor, dar uh, rămăsesem acolo la grupul satiricon și la partea aia. Uh, la acea minunată întâmplare cu ei, pentru că am fost la două festivaluri de umor cu ei, iar la prima ediție, în 81, concuram sub numele lui mea, ca să se înțeleagă că nu eram student, eu eram sergent major la cum ai adică numele Matei. lui, uh, nevastă sub mea numele era doamnei. în acte, iar eu practic urcam pe scenă. Era trecută ca și... în, în documente. Cum că? că ar presta ea, ar cânta Da, dar da, că face parte din grup pentru că așa. era studentă și, și cu buletin și cu tot. Dar pe scenă apăream eu. Și cum te-o prezentat? Nu, cu numele meu a, era deci pe scenă. Nu o prezentat după doamna, așa a apărut o A, nu, 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 nu. nu. <laughs> nu. Și uh, întâmplarea face că erau, uh, uh, între studenți, erau teriștii care au făcut armată la termen redus la unitatea militară unde cu onor făceam de servici la poartă, și m-au cunoscut că eu eram prieten bun cu ei și m-au turnat băieții că nu student ei, președintele jurului eram Zapelea atunci la Timișoara eu uh, Dor Octavian Dumitru a luat locul întâi atunci la individual interpret umor. Dan Bacinski, Dumnezeu să-l ierte, un tip din ea și-a luat premiul 2 și-am luat premiul 3. Și după ce m-au turnat, mi-a fost retras uh, premiul, uh, dar în schimb uh, am zapele a ținut uh, să intru în gală. Și-am uitat în gală pentru că am avut chestia absolut extraordinară. Uh, o creație pe care am realizat-o împreună cu un tip din cu Tudoran care pe anii 80 o tăiat -o în Australia uh, Romață fără ecoa lui Ion Minulescu un dialect maramureșan deci aia a fost uh, cu aia am intrat uh, practic în, uh, în gală, nu știu dacă voi o știți dacă... păi, vă o afla acum dacă ai uh, bunăvăința cu titlu cu tot, deci Romanță fără ecoa lui Ion Minulescu cu titlu cu tot îi zice Horea Vorovei fără înturnare de Ion Aluminulescu Ficior. Amore tu ți slug de porțolan, de rab de pleu cu viața ca de glajă, te află iar pe laje pe care te-am lăsat amul Ioan. Îți mulțumesc, dar ce ți s-a întâmplat? Ce duh de popășot te-o în hia mea, în hia ei, în hia noastră? ce diavol hab, ce galiza albastră, o sta veche și o priveghi de nu te-ai rupt și nu te-ai colbait Amore, tu ți luc de porțolan, de de pleu cu n'intinat, ne neîntinat, o acolo unde ești, o goite și dacă ne iubdești, mai vă ne bataronan, ronan, amore, tu luc de porțolan. Asta este, de fapt, uh, uh, dacă vă aduceți aminte de text original, este iubire bibelou de porțelan, obiect cu existența efemeră, da, au cântat -o și mondial. Și l luat și l-ai făcut cu, da, cu, împreună cu, cu, cu dialectul maram ma, Mar, muroșan, ardelenesc. Ardelenesc, o o dietăție le-am băgat în acolo la grămadă, mulți, pentru că ne-a inspirat foarte mult spiritul ăla care l-am băut trecut pe și îndulcit. <laughs> Da, asta trebuie subtitrare într un nu... fel de noi adevărat, dar noi ne bucuram de realizările au noastre. și au ieșit o capodoperă. Da, pentru cine înțelege că la restul la ăștia de pămsul le trebuie subtitrare. că nu, nu înțeleg ce ai spus, am. Nu, ba nu, nu trebuie nimănui, trebuie să cunoști doar poezia, să cunoști textul Original, al fără... Și cu asta ai ajuns în, în, în gală. În, în finală. Da, am da, un ziua da de bine, zice finală, că în finală. Da. În finală, da, am luat cu asta, am luat locul 3 și pe urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar am zăpelea ținut să intru în gală cu chestia asta. Și chiar mă. nu, <laughs> da, mă rog, asta e lumea. Îmi scria, scria cineva. Deci, nu știu, era un comentariu legat de bancurile din Ardeal care le-am, albumele care le-am le scos și uh, am la un moment dat acolo o expresie în care zic uh, o chestie de genul că nu plac bancurile din Sud uh, pentru că nu au mesaj, n-au n-au conținut, n-au ceva, este așa superficiale fușărite, Ai ieșit din o fișă, a dat un șut în curs <laughs> și <Mamă>, ce am <laughs> râs la faza asta. Și scrie cineva legat de sudiști, știi? Domnule dumneata, ai auzit de Amza Pelea? Și de, apropo de umorul din sud, știi? Bine, nu am răspuns, n-am ce să ce să-i povestesc eu individului care a scris și așa am simțit o chestie i-am răspuns așa, i-am transmis uh, telepatic un mesaj. Da, mă l-am cunoscut. <laughs> da. Și a mergea în zapel, tu nici nu... Da. Tu nu, nu Legal, să scrii. Nu, nu, nici vorbă de supărare la o chestie de genul ăsta. Dar, Ei, dar, dar asta să... este... Eu când am super. scos bancurile din Ardeal, am ca să ating un alt capitol, împreună cu Mihai Nae, pentru că el și cu unu Ștefanuc din Borșa, ei fiind în Austria, venind eu dintr-un turneu, ne-am întâlnit la Viena, că estea în Viena. Uh, Mihai, în vremea, era, fiat era, șoferul ambasadoarei Canadei la Viena. Și zis, zice, Bă, vreau să plec din, din funcția asta și vreau să deschid un studio uh, la Timișoara și vreau să fac ceea ce am vrut dintotdeauna să fac. Înregistrării, să fac uh, o carte sonoră. asta era visul lui și asta o și făcut. Acolo s-a înregistrat literatură, uh, s-au creat povești pentru copii, uh, albumele de bancuri, deci am făcut chestii extraordinare. Ei, Iar eu chestia asta am vrut să o fac, așa ca și un. Uh, nu neapărat protest, ca un afront, așa spre uh, Sud și spre cei care susțineau că ei spun bancuri uh, ardelenești. Adică uh, atât legat de vorbă, de expresii și de mesaj și conținut. Că eu țin foarte mult la mesaj. De fapt, uh, despre asta este vorba. Asta Indiferent ce tot, faci, da. poezie, uh, muzică, Mi umor, este să Pictez, există acest, acest musai care înseamnă mesaj, ai transmis un mesaj e ceva adevărat, nu? Nu părerea mea da e, și atunci am zis hai să le arătăm Cum să, să audă, adică să le vorbim să audă, să rostim ardele neaște bancuri și când am primit așa o îmbrățișare și o felicitare de la Florin Piersic pentru chestia asta că într-adevăr am făcut bine ce am făcut, pentru mine a fost o împlinire extraordinară. El fiind omul care spune bancuri da, eu, eu ardelenești, Piersic, îl enorm. Sigur, dar Florina a recunoscut, zice, băi, tot n-am eu chestia aia, că eu, eu sunt moldovean. Păi nu, trebuie să ai acel da, ceva dar, să spui bancuri. Da, chestia ardelenească care care, nu, no, nu e acolo. Nu e numai asta, e șosardilea. și o să Și deja eu, eu dacă zic un banc, te uiți la mine? E vorba dacă de, spui tu da. același banc, râzi o jumătate oră. E vorba de, nu, aici e vorba de, de grai de, de Lenes. Ai, eu la de asta, la mă refer. A, acum ce Talentul ăla de a altceva. spune bancuri. Aici este altceva, pentru că după Satiricon, de pildă, m-au cunoscut și m-au solicitat cei de la teatru din Baia Mare. Era Paul Antoniu, Dumnezeu să ierte și imediat după am jucat două ediții un spectacol de comedie extemporan la dragoste. O piesă de teatru. O piesă de teatru în care jucam rolul lui Ilie Stanciu, primul care a jucat acest rol, al lui Corneliu Axente, el este autorul, primul care a jucat acest rol când s-a lansat piesa a fost Florin Piersic. Da, și eu am jucat acest Ilie Stanciu, Prima dată am jucat cu Ionel Costin, cu Ion Costin, Puiu, Costin. Tu ai jucat de la rolul pe care prima dată la l-a jucat Florin Persic. Da, Ilie Stanciu. Și da. cum, cum cum ai simțit așa pe umeri când ai știu că intri acolo și trebuie să faci așa cu Florin Persic? Că nu a, cred că a fost ușor. Da, era, îți dai seama că era o chestie destul de Îți dădea o, Îți o oarecare responsabilitate, dar eu am făcut ceea ce de fapt am făcut și am încercat să fac de-a lungul timpului, să-mi să crez propria personalitate. Pentru că este, este foarte important. Eu nu imit pe nimeni, încerc să. Am avut mentori, am avut, adică modele, pardon, repere. L-am avut pe Toma Caragiu, cel mai important reper. Am văzut uh, ce înseamnă să fii uh, subtil, să fii. Uh, să bați un apropo, să uh, grimase, expresii, uh, uh, nu prea multe gesturi, uh, pe el, pe nevrădulescu. Deci am avut repere. Lucru care lipsește în ziua de astăzi. Ai avut oameni Enorm. pe care i-ai văzut uh, efectiv în fața da, ta. Da, am, am repere și eu am. Uh, am luat de la ei, cred eu, ce am simțit esențial și l-am transpus în mine și în, în personalitatea ardeal, și, ta și în da. viața mea și în ceea ce am simțit eu că trebuie să spun mai departe. Dar cu acea, cu acea lecție care am. Pentru că eu, mai întâi, am, am ascultat foarte mult. După aia am început să caz gura foarte mult și am observat foarte mult, Fenomenal, am observat e, bețivi, e... am observat uh, îi ascultam pe țigani uh, păi ca să ne împad joc de bine. ei. Uh, toate cele uh, uh, de la unguri tot ce greșesc ei în, uh, în, în uh, vorbire, în vorbire Uh, mă rog și ei fac uh, și noi facem în uh, tot felul da, de alte chestii în alte în Da, uh, dar uh, dezacordurile și toate chestiile astea și uh, este, uh, eu pentru că am învățat limba maghiară fără să-mi dau seama eu am, eu, uh, am simțit când m-am dus la școală în clasa întâi vorbeam două limbi fără să-mi dau seama că vorbesc două limbi la școală ne e zis asta vorbești, vorbim, limba română. Ok, limba română. Eu sunt român, dar vorbeam ungurește de normal. Deci, practic, eu am învățat să trăiesc, să gândesc în limba aia, să simt în limba aia. Ceea ce este foarte... În momentul în care afirm că uh, tu cunoști o limbă, ăsta este esențialul, cred eu, să... Trăiești, să gândești, să simți, să cânt în limba maghiară, spun, rostesc poezie, dacă vrei, scriu, citesc. Asta a fost o chestie autodidactă, care am vrut eu să învăț. Dar, uh, cum să spun, și a fost foarte respectat pentru chestia asta, de unguri-unguri. Asta am vrut să-și că un Chiar Ungaia, dacă faci uh, comedia asta pe baza uh, da. accentului maghiar. <coughs> uh, nu. a romilor. Nu Toată e... lumea te respectă și da. îi place da. să te asculte da. pentru că știi să omraci. La o nuntă în satul mare am fost plătit ca maneliști să te-au la codă, zi <laughs> bacola cu ăla și cu ăla, și bacola ne place la mine și de aici, de la să știe de la mine pentru și <laughs> pe cuvântul meu. au la nuntă plătit la, ca să faci ob, să imiți. Da, din Piscorean, din satul mare. Uh, Efectiv, spuneam bancuri și ei mă plăteau. Erau să de solo știi. Asta e a... a... secretul tău, să zic. nici nu știu cum să-l numesc. Că tu reușești să faci a... ironia asta, dar așa da. frumos. Eu cum simți, a... plăcută. Știi de ce? Pentru că eu iubesc oamenii. De... Da. Nu, nu, nu spun vorbe mari. Iubesc cu oamenii, îndrăgesc oamenii. Eu Pentru mine oamenii sunt foarte importanți. Și uh, pentru mine a oferi este mult mai important decât a primi. Este uh, este trăirea cea mai supremă care pot să o am. Și nu afișez aici un fals... Uh, o, mă erigez eu, nu știu ce. Nu, niciun caz. Uh, mi dragi oamenii și dacă pot să fac ceva pentru cineva, atunci pentru mine este... Este cea mai mare uh, reușită. Și asta nu se referă numai să dai bani împrumut sau să-l uh, ții cu bani pe nu știu care pentru că e un trântor sau nu. Nu la asta se referă. Uh, să, ai, uh, să ai compasiune, să ai, uh, să ai pentru oameni o... Uh, cum să spun eu? Așa, uh, nici nu mă dau mare creștin, sunt creștin și iubesc pe Dumnezeu, și eu am o așa, pe verticală, o conexiune acolo și știu că mă iubește pentru că am încercat să fac totul cam după voia lui. Adică, este foarte simplu să-ți iubești aproapele și să să faci ceva pentru oameni. De multe ori când primesc ador, nu știu să reacționez, că nu știu să prea primesc. Îmi place să ofer. știi deci tu ești omul ăla care, cum zice, într-un banc pe care tătul spui când o Ion și George la București, de bău cafeaua, i-o da la acrimnile. Deci tu, tu i-ai fi spus că frige cafeaua, nu l-ai fi lăsat era bancul, Că era... Uh, nu neapărat, îl lăsam. După aia îi spuneam că îmi pare rău, dar... Uh, dar nu trebuie să ne spui și bancul, că, că eu ce am spus-o, da. nu ți-o dacă nu. Cum o fac? O Cu George? cum la... Ei uh, erau pentru prima oră în viața lor, ori băut cafea și jos acolo la cofeteria respectivă, că nu erau cafenele pe... Bine, aici se pot combina cele două bani, era cafea moca. E, așa e, se numea cafea moca. Știi? Și o să zic două moce. Și... Aia ce am văzut, e cum ați intrat. Și-au <laughs> venit aici, le aduce cafelele alea fierbinți, așa știi, și... Nu, e, e un cafea, noroc, Gheorghe, și, un beșu, pe ceva. Să mă trec lacrimile, la străjezi din vieță. Nu ce e mai cu tine, ce faci așa de râd. Ah, zice, mă gândesc că acum mă cur la mă gândesc la săraca mama, că e singura acasă și nu are cu cine culege, mă la eu, femei, femeie eu nu sunt acasă. Și nu lasă, că afla e pe oricine pe acolo, nu-l nu, nu -o lăsa o mie singură, nu, no, noroc, hai, trezi, ia și George, și bea și el. Îl trec și pe ăsta la să să strâmbă. Dar pe ce dat-o ce E, Ei, zice, eu mă gândesc la săra cu tată, acum nu pot pune pe mă dacă nu mi-ai spus că frige cafeaua, știi deci, da. N-ai cum să reproduci așa ceva. N-ai cum. Deci n-ai cum da. să reproduci Poți să spui, să, să inventezi bancuri, să scrii bancuri, n cum să le spui a, în, 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 felul ăsta. Asta e la tine Dumnezeu. Da. și cum. După, după ce am am jucat și piesa de teatru, am jucat în 81, prima dată și pe urmă în 86 cu Vicky Mușețeanu, deci o altă distribuție, Adrian Rățoi, Dumnezeu să zi, care a fost unul dintre cei mai iubiți actori de la teatru din Baia Mare. Și pe urmă s-a dus la Brașov unde s-a și prăpădit. După chestia asta au început să vină solicitări de tot felul. De pildă, a observat Da, trupa, era progresiv teme din Timișoara, o trupă. Vremea când era roșu și negru era progresiv teme Atunci Vladic Nejevici era la progresiv teme Au venit și m-au luat de prezentator. După aia compactul băieții de la Compact în formula veche de la Cluj cu Teo Peter, cu Leluț, Dumnezeu să ierte că uite să o duc și ăsta. Da, o să fac un grup compact în Rai. Right. Uh, și mai ales local, aici era, uite, tot un Dumnezeu să ierte, așa este, Piciu Traitli, care uh, făcuse trupa BMG, în mai mare prima trupă BMG, cu Iuliu Tsoca, care trăiește cu Liviu Berciu, care e în Filipine. Uh, și ei m-au luat uh, ca prezentator, prezentator și m-au să și făceam turnee. După aia a venit uh, au venit evenimentele din decembrie și pe urmă s-au deschis uh, drumurile în sensul că am plecat cu Flor din Marea Mureș, un ansamblu care era. Deja lumea te-a văzut și a încercat să. Da, ai avut oferte, dar, dă-ți seama cu aia, am dus acordeonist în trupa la ansamblu. Da, că pe urmă am făcut și alte chestii, a fost interesant. Da, și pe urmă totul a mers cu tot felul de colaborări. Și în 98 am plecat din armată pentru că a venit NATO, au desfințat unitățile militare și dacă aveai 20 de ani lucrați, puteai să pleci cu o drept de pensie anticipată și uite așa am plecat și la o lună a venit Mitru Farcaș și m-a luat cu el în... Hai să facem treabă. Da. Și apoi am făcut. Am făcut pentru că efectiv de atunci s-a... Mi s-a schimbat mi s-a schimbat mult viața pentru că aveam. Uh, Începusem să fac ceea ce simțeam eu cu adevărat. Ceea ce îți place. Da, dar am combinat uh, muzica cu, cu umorul, pentru că în felul ăsta am, uh, am plecat până l-am la luat pe Grigoriță, pe fiul meu, care a fost profesor la Școala Populară de Artă, grupul Isaac. Tobă contrabas... Da, păi, chiar contra... astăzi am avut pe grupul Iza unul dintre, dintre soliști, dar nu, nu divul multe că o să fie surpriză și ei. Da. L-am avut aici cu casele mele din Marcat, cu toate ele. Da. Uh, și chiar uh, sunt niște oameni fenomenali. Da, păi, acum am avut la turda de două săptămâni sau trei, am, am avut niște spectacol, eu și ei. Duc, duc zis... tradiția cu ei, nici da. nu trebuie să spun, și <coughs> e și de unde Am avut un spectacol extraordinar la turda. Cu o sală minunată, de-a de dreptul. Am zis: Vom cânta cu drag și dor și un de umor. Așa a fost titlu. Au circulat pe. Online. Online, da. da. Uh, și am, a fost o chestie absolut extraordinară și uh, o normalitate în tot ce am făcut acolo cu publicul relaționare nemaipomită, o interacțiune foarte faină. Ori cânta cu noi, ori râs cu noi, a fost foarte fain. Păi At eu atunci, cu ei am Atunci ați simți, trupă, da. simți meritul de artist? Când vezi publicul da. că râde, că, că cântă, că dansează, mulți dansează, cred că. Pe unii mai da, dar restul, este vorba despre, dacă tot am atins chestia asta, respectul față de public. Scena aia te obligă pentru că ești puțin mai sus decât publicul, te obligă să ai un respect pentru publicul ăla, ca să Eu fi cred că toată lumea ca să, să, să fii la tine. Eu nu uit niciodată, când, prima, la primul da. eveniment când, când ne-am cunoscut, n-aveai unii să mă cunoști, că nu, era clar că nu ne-am mai cunoscut până la... da. Bă, când te-ai uitat prima dată la mine, așa te-ai uitat ca și la, nu știu, zici că ai fost un om pe care îl știu de o viață. Așa da. Că zâmbe, el cu ochi, cu... Hai încoace să-ți spun ceva. U. Și cred da. că asta nu a fost că îți eu oh, cine no, sau no, că no. cine, că nu să... Cred că asta o faci cu oricine. Da, pentru că... Pentru că e modul tău de a fi. Da, să și... zâmbești și să ai o față de, 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 de păi este, este, foarte, foarte și totul simplu. Și se datorează respectului. Res, da, pe respect. care tu știi că trebuie să-l să, -l, să -l dai. Deci tu nu ești adeptul vorbei alea că respectul întâi îl primești și apoi îl dai tu, nu, tu res, știi că trebuie să-l dai. Respectul este, sigur da. că da reciproc, dar... Și poți e, să spui că asta unul din secretele... Este respectă pentru a fi respectat. Da. Asta este clar. Este clar și este necesar. E... A, nu, știu, nu 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 se poate. Dacă nu există, dacă nu există chestiile astea, așa așa lumea se duce în cap. Deja e e ce se întâmplă. Dar trebuie să nu ne să Dar... nu ne lăsăm și să continuăm da. să să încercăm e să influențăm exact. și să arătăm tinerilor, exact. mai da. ales. Despre ce Uită cumva. pentru asta cu cu un om absolut special și minunat din viața mea, care este Cornel Udrea. Corneliu este scritor dramaturg, el scrie Ai spus cărți. niște nume extraordinare. Da, de, cărți... De, nu știu, avem, da, 15 minute cât avem. Ai spus niște nume de... Nu știu, să... Da. Cărți scris, de așa. umor, scrie umor și el a scris... Nici nu mai știu câte piese de teatru. I-a scris lui Florin Piersic, lui Malele, lui... Lume". A scris pentru vreo... 10 sau, dacă nu mai multe, teatre din țară. Și Cornel Udrea, cu el împreună am reușit să... Cam din 2008 m-am implicat. M-am întâlnit la Urziceni, la un festival de umor. Uh, și de acolo mi s-a pus pata să fac și eu chestia asta. Și de atunci am făcut vreo am păstorit vreo șapte festivaluri de umor, inclusiv, deci ultima a fost la Tăuții Măghereuși, în, în mai, unde am avut pe grupul Vou, Jean Paler, mulți alți artiști și grupuri umoristice, festivalul în care am avut cap de afiș, Dorel Vișan, Iuri Pascu, Dumnezeu să ierte, Horațiu Mălele. Mm. Deci, scopul acestor manifestări, festival, acestor festival de umor, sunt exact acest deziderat, dacă vrei, pentru că a devenit deziderat să ții undeva ștacheta sus, în limita bunului simț a frumuseții și a, 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 me a mesajului și a conținutului, ca tinerii să, să mai dorească să atingă a, acest, a, acest nivel de educație, cultură, pentru că ce facem noi este umorul pe care îl facem, în fest, care îl prezentăm în acest festival, format de festival, Cam asta, asta înseamnă. Și ne străduim în continuare să facem. Am reușit și la Baia Mare, în plină pandemie, a făcut două ediții de umor cu masca pe figură, la Teatru de Vară am făcut două ediții de umor. Deci, festival de umor. De deci, ăsta este un Și să, 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 da. să ducem mai departe, pentru că asta e esența umorului. Ce absolut, Da, absolut, Ce faci tu? că umorul, uh, umorul, este un lucru foarte greu. Comedia este foarte greu de, de, de făcut. Nu cred că contestă nimeni uh, uh, e, 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 un, e, un lucru foarte serios. Deci umorul este un lucru foarte serios. Uh, și mai ales uh, umorul ordelenez, de leneze, are multă profunzime, are... Uh, multă e, viață reală. E, da, e, e, de acolo, e, uh, uh, o chestie, cum să spun eu, foarte uh, gravă și foarte uh, importantă. Uh, deci, Ardeleanu, când o zice, el o zice, foarte clar și îți, îți trimite-o să înțelegi ceva. Că el nu spune numai așa. Să fie spus. Uh, o fluturăm, să fie spus. Tu trebuie să înțelegi, pentru că. Uh, despre asta este vorba și multă că, satiră că asta, deci de satiră să satira copiază. ce înseamnă satira este să îl faci cu satira poți îndrepta atitudinii Exact se asta mulți, vreau să spun da, acum. Oameni care se regăsesc în uh, acele porte și ce Oare, nu și eu o fac așa. Da, exact asta vreau să spun, da. tăi dintr-un banc de tău, da. că, ca să subliniez exact ce ai spus, ca să înțeleagă că nu. E bancul ăla când, Sărătate. doamne ajută, am îți dau ocazia să, să bești tu. Ai un banc în care... Uh, am evident că nu o să-l spun nici pe aproape de tine, nici la fel. Uh, esența contează. Că vine George și zice, mă, am dar Pa stai mai încolo sau mă dau eu sau nu, -a -t -a -t -a. că e bine <laughs> Zic. că vine de, de și bă, zice că mă bă Doar nu nu știu nu mi-ai băut horinca sau nu Doar n-ai făut la nevastă mea zice ceva important și de fapt la final vine ăsta și zice mă dau mă mi-ai zis da no. poate tu o să zici bani mult mai bine dar de fapt esența care e că nu contează no, că, că râzi de banc E fapt, e esența că respectul și că, mă, dar doar da, nu mi-ai zis, mă, adică doar nu mai luat așa de, totuși, deci, da. cam asta ai vrut tu să spui, uh, da, sau dar, asta am înțeles eu. Dar, dar mă refer mai mult la satiră și la mesaj, la ce spuneam înainte, că uh, este foarte important ca oamenii să se regăsească în uh, situațiile alea, știi? Și atunci, practic, apare senzația de autoironie, știi? E, ce mă, da, și eu fac așa, mă, mai prins, știi? Da. Și chestiile astea, de pildă, de, eu mor după genul ăsta de, din Bancul Ardelenesc, ăla cu, când ce eu încătă George și mă, George, de, foarte afectat, cum să spune, funicular, sau furnicular. Știi? Care George este așa timp, un pic să uită la ce? La ce? Deci, astea sunt, sunt geniale, sunt, 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 minunate, dar el era, era foarte sincer și întreba <laughs> la ce să zicem așa, că știa funicular sunt, dacă e să disecăm, știi? Deci, Surin. astea sunt, 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 niște chestii absolut minunate și uh, mie îmi pare că trez, trezesc râsul la sincer. Da. da. Bancuri, spunem, oricum spunem, printre alții, am mai băgân câte mai da. baniș, eu sunt convins că în toate deplasările astea tale, concertele astea tale, da. pe lângă faptul că spui bancuri care fac oamenii să râdă. Bun, să nu mă întreb ceva ce ar putea nevastă mea să da, te rog. Nu, că Așa. dacă... <laughs> Pe lângă bancurile pe care le spui și oamenii râd Eu sunt convins că se întâmplă și chestii pe care voi nu le programați Adică întâmplări de alea M-am dus cu, cu ăla bă, în acolo și mi s-a întâmplat asta Întâmplări extraordinar de amuzante Dacă vrei să începi să le spui Dacă ar fi da. să faci un top deci, al întâmplărilor ăstora, că oricum le-am amestecat, am o cu armate, cu... nu mai păi nu, nu te Viața este amestecată. Îi dăm drumul. Sine plină de, dacă ar de, de fi de să toate, faci un dacă top. e să stăm să o povestim așa pas cu pas, evoluția, pe, e vorba Dumnezeu. de niște cărți întregi. Da. Dacă, dacă ar fi să faci un top așa, mine, una, Da, una dintre, la asta eu îi zic uh, paranormală, Asta a fost pentru mine o chestie absolut extraordinară și se întâmpla în anii 80-93. Eu v-am spus că trei eterie, în, în vremea aia era un război deschis între Anglia și Argentina pentru insulele Falkland, insulele Malvine. Acolo a fost un război în toată regula. Se luptau pentru insulele alea ei argentinienii le numeau Malvine și ăștia Falkland. Acolo cu desfășurare de aviație și de război. Război, război. Bun. De ce menționez chestia asta? Pentru că uh, se leagă de uh, un episod de la o nuntă din Lăpușul Românesc. <laughs> unde uh, cântam cu colegii mei, cu trupa și îl în fiecare pauză venea unul și mă, mă călărea efectiv, sufla în urechi, doine și tot felul și mai să scăpăm de el, făcut, era un tip așa la 50 de ani, uh, I-am făcut cocktailuri de ele adevărate, cu pălincă, vin, piper, uh, sare, cu de bricheta exploda. Dar pe el nu, pe el îl întăreau, tăci el întăreau. Și iar venea și în pauza cealaltă și uite așa, <gri> o vii după încă unul. O tosănit acolo și undeva spre dimineață, când eram și foarte obosit, apare tipul și ăștia zice, noi, ia, vine răzvine, prietenul. Bă, și fii atent, reacția mea absolut, deci nu știu de unde mi-a venit, am început să plâng. Dar plângeam cu lacrimi. De de râs. De, nu, nu, de nu. L-a sau... provocat plânsul ăsta. E, și tipul, când s-a apropiat de masă, m-a văzut plângând, așa și <coughs> vine să uita așa la mine și zic, eu, măi, omule, mă, tu știi, mă că în insulele Falkland, mă mal vinie, mă e război și mor oameni, mă acolo. Și ăsta și se uită la mine și începe să plângă și zice, că și eu am o fată la filatură, lucră zic, nu vezi, și ce mă dă de cap. Și, și plângând s-a întors și a plecat. Și eu râsul plângeam, în din, de la masă, erau pe jos. Și așa am scăpat de el. Așa am scăpat de el. Tardiv, ce drept că era vreo 3-4 dimineață. Da. <coughs> și eu asta am considerat-o paranormală. Da. Adică s-a întâmplat ceva și nu no, de, dar de unde o venit ție cu malvinele, cu Falkland Dar unde eu acela cu fiică El, -a, a punctat Falkland <ră> Folkland, filatură, nu știu ce legătură pe litera F a făcut el, dar au Vă... fost, fost extraordinare. Da, deci da, asta încadrăm știa. la paranormal. La paranormal. Ce urmează după paranormal? Tot așa din viața de artist, de călător. Călător. Ești un călător. A, asta a fost un deziderat m-am dorit în copilărie să, să călătoresc și acum nu mă mai pot opri da <laughs> da, bă, ei, am întâlnit am întâlnit tot felul de, de chestii și în schimb îmi place să să povestesc o întâmplare pe care mi-a relatat-o Mitru Fărcaș, deci aia e, Absolut, drăguță și minunată. Era la o nuntă și uh, el mi-a zis chestia aia pe care, de fapt, am constatat-o, dar nu, nu am realizat-o cu totul. Deci nu te uita la omul bat, că vine la tine. Deci asta este clar. Experimentați. Experimentați o chestie de genul ăsta. Da. Deci dacă îți prinde privirea, cumva, gata-i. Nu mai schimbi el. E pe tine. Și zice Mitru, băi, eram la o nuntă și am terminat de cântat partea mea, băieții cântau în continuare, m-am așezat, zice, am scos uh, baie de catifea, cârbulița și ștergeam clapele și mă uitau așa prin sală. Și ce evident i-am prins privirea lui ăla, că nu m am văzut că se ridică și vine. Acum trebuie să vă spun o chestie. Uh, voi sunteți mai tineri și poate nu știți despre uh, cel mai adevărat uh, solist uh, ardelean uh, din zona alba și partea aia era Felician Fărcașu. Felician Fărcașu e un tip înalt, un tip fain și el cântă cu ioi, Era rudă cu... Nu, nu nicio... nicio Tocmai aici e frumusețea. Nici o rudă, nimic. Era Felician Fărcașu. Așa îl Bun. Și de ce subliniez chestia asta? Pentru că vine ăsta, se și ajunge pe scenă lângă Mitru. Mitru ștergea acolo. Și când ajunge lângă el, să uite ce. Domnul Dumitru Felician! Să uită Mitru, îl povnea să te zice, suflă ceva! Ce, Zice, Mitru, n-am mai putut. Așa râdeam, mă scuturam cu scaun cu toți. Și n-am mai putut râdea. Ce... Deci el o... din două nume a făcut ah. unul și, și l-au pus să suple. asta da. e Dumitru Fărcaș și ăla Felician Fărcaș. Domnul Dumitru Felician. Da. Uh, nu știu, sunt să... nenumărate, sunt foarte, foarte, multe și uh... Cum să spun, nu știu dacă mulți scriele într-o... Eu când mă așez să scriu, în schimb fac altceva. Știi de ce te pun eu să scriu, poezie, în niciun caz umor, în niciun caz de gen eu Creangă să-mi scriu amintirile sau... Deși că dacă ar fi să le aștern, ar fi un roman întreg, da? Okay. Mă rog, o lăsăm pentru, pentru că este foarte greu de scris așa ceva. Foarte eu greu. Eu te pun să-ți amintești chestiile astea pentru că eu consider și spun la toată lumea da. cei care vin aici. Mă, eu consider că ce facem noi acum, că ne adaptăm la tehnologie și la da. Uh, actual, da, e ca și cum mergeam când eram la... Că și eu, că și eu am prins. Când mă duc și am la bine bunici, ce faceți. E foarte Dar, uh, mai de mult la bunici și luam albumele alea cu poze al negru și ne uitam pe ele. Și ne vedem ba pe noi, ba pe părinți, ba pe bunici, ba pe frați, care ba unul fără dinți, unul fără păr, altul cu freza într-o parte, altul în cea parte. Da. Și râdeam de, bă, îți amintești acolo la, când o fost la zoa lui tot, ai venit tu și nu știu ce. Deci, cam putem compara chestia ce o facem noi aici cu momentul ăla când răsfăiem albumele alea de poze. Și eu de aia vreau să invitații pe care am și aleg să vin aici să-și amintească despre întâmplări mai mult amuzante, că despre asta e vorba, de a ne simți bine și de a ne, da. de a ne trece sara mai ușor. Amintiri pe care le o trecut, le o trăit și, și acum că își aduc aminte de ea, le, le vine să râdă sau să, pentru că, să transmită ceva, să dea o povață. Că îmi spuneai, uh, pentru că îmi spuneai uh, de te referai la sat, că mergeai la țară la bunici și povesteați și vă uitați în albume mea. Este un fenomen drăguț care se întâmplă la țară, unde tinerii, la crâșma satului, se strâng în jurul unui bătrân și ăla te povestește tot felul de chestii și tinerii dau de băut numai să povestească, știi? Și în cazul nostru, uh, Baciu Ștefan era personajul care povestea și ăștia în jurul lui, tinerii, zic wow, ce fain, ce nu știu ce, Baciu Ștefan, mai povestește, mai... Am văzut să făcuse destul de târziu și ce, Baciu Ștefan, no, gata, am o acasă, mai vinim, o mai vorbim, o mai... No, nu, Baciu Ștefan, nu, no, mai zine, una mai zice ține și... Oh, no, hai, dați, no, nu plecați, că și... No, bine, mai dați un biter și... <laughs> o să cu păhărucul și începe bațul Ștefan. Deci o fă, o, o fă vremea războiului, ne luptam cu nemții, ne luptam noi aici în tranșee, eram și zice nemții mai încolo în tranșee, jos stăteam așa în tranșee și apoi ne tărădicam cu puștile și noi trăjeam către ei trăjeau cătă noi și apoi atâta antraz, tras de soroșii puștile, a pe ce a și noi că te iei noi și a pe ce ni s-o gata glonțele. și pe noi și-o a pe buza tranșeului și să uitau la noi, era un ofițer neamț, blond, așa, no. S-au uitau la noi așa în jos în tranșeul no, nu mai aveți glonțe, așa -i. Zice, no, amu, ori vă pe tățor. Nu, no, și să lasă așa o liniște și așa te să uitau și aici. Nu, no, baciu Ștefan, și ce s-a întâmplat? Nu, no, și ce s-a întâmplat? Și ne-au împușcat pe tăți, zice. da. <gânt> <gână> 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 Doamne ajută. Doamne ajută să n-ajungem ca Să ne ajungem ca Ștefan. E că mai punem unul numai mai zine. E, e. Asta, Mai dar. punem numai să ne mai spui. Da. <coughs> Mor. Da. Vai. Altceva. Ce urmat după cum l-am catalogat pe primul? Paranormal. supranatural. -supra ce a urmat după aia? Că, sigur, au urmat 11.000 de alte povești. Păi, fiecare... Scuze, fiecare nuntă, fiecare eveniment avea câte o chestie drăguță sau, mă rog, ca o care... Care se întâmpla cu sau fără voia noastră uh, și le. <coughs> ne distram pe seama lor pentru că am. A... și voi știți că o înlătură la evenimente era, uh, sau cel puțin atunci era foarte important. Acum ai, e eu jucărie ai un DJ, ai o nu știu ce, dar atunci când am, efectiv, când am, cântam, cântam. Un una, într -una. Uh, și ce era o chestie, ca o paranteză, o chestie extraordinară la anunț, erau cele pauze care erau necesare și foarte adevărate. În acele pauze, lumea socializa, era nunta, da? Veneau oamenii, se întâlneau, poate nu s-au văzut de nu știu când, socializau, mai bea un par, mai mânca. Era o liniște, era o a anosără de o, o zum zăială faină. Acum zici că îți duci cu pluta. Că așa nu-i fain, uh... ca când e cât un liniște și, să, să prezintă. Nu, 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 nu. Când Fac cunoștință. Liniște, în următoarele 10-20 de secunde îți mii pe tine. Dar ce? -i? ce -i? De ce nu se cântă? Ce de ce nu? Că punem de orice. Deci e așa o, o spaimă totală. M Am vrut să zic că pe vremuri toată lumea se cunoștea. Îți vin numai din obligații mulți și în pauză mai fac cunoștință. Da. Eu o să dea da. da. Da, da. Că nu se cunosc, asta nu s-au mai alt, văzut în da. dar fac cunoștință. la Ăsta că... asta asta e, e un alt aspect. Dar de ce vorbesc despre pauzele alea? Era și pentru noi era o chestie. Că aveai nevoie de un respiro clar, mm. Pardon. Și în plus de asta, lumea, oamenii vorbeau între ei și numai la un moment dat auzeai dintr-un colț când începe, cui nu-i place, drag? și repede fugeam la scule și o luam după ei. Și începeam, de, preluam de la ei și uite așa, antrenam toată lumea. Și era altă atmosferă. Mai era o interacțiune, era, era o chestie reală, frumoasă, sinceră și simplă nu un Foarte la simplu, și deci pe Facebook. Nu îl obligai pe om să te asculte ce cânți tu. Te obligau omul să cânți. Cântam ce ne plăcea și nouă și lor, sau invers, lor și nouă. Uh, acum pune băiatul, muzichia da, și ei dacă vor dansează, dacă nu mai ce vă place, nu vă place Atât asta, asta e. Și uh, de aici se creează o distanțare între... Asta am spus, și nimic. merg și stau pe Vezi, Facebook și stau asta, pe telefoane. Asta uită, a uitat omenirea în general vorbesc. Lucrurile simple fac diferența. Lucrurile simple sunt cele adevărate. Și este atât de la îndemâna noastră. Sunt lângă noi doar să vrem să le atingem și să facem Lucrul ăsta. Să, să, pur și simplu, ele sunt lângă noi și lucrurile simple sunt frumoase. Trebuie trăite. Acum, de -a. în încercarea de a face lucruri simple, că vrem să arătăm că noi. ies niște chiciuri de atâta frumusețea, dacă putem zice așa. E, 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 e îngrozitor și dacă nu, nu o să reușim să să punem preț pe chestia asta, nu să ne întoarcem la ele. Că nu trebuie să te întorci nicăieri. Ele sunt în continuare lângă noi. Doar să vrei să... Participăm să participăm la să, ele. Da. Să, să vrei să se întâmple așa. Hai să, hai să încerc mare cu degetul că eu te întreb ceva fix din da. păr. Nu am vorbit. Am... Nu, că am un subiect eu, foarte nu, că, legat de... că avem de, treabă. Nu? Facem de 5 ore da. podcastul ăsta. Dă de genunț. Pe vremuri, Adică pe vremuri. Pe vremuri de mult, da, mult, de 10, da. 20 de ani. Că eu am amintiri, că ce-am pățit, dar era, erau, uh, erau momentele alea, că să fura mireasa, tot timpul când se fura mireasa, se întâmpla ceva. Da, amintirile tu fost, mele uh, legate. Tu ai fost la da? multe nunți. Amintirile mele legate de furatul miresei, uh, foarte multe din episoadele alea sunt uh, frizează tristețea, în sensul că ba era un accident de mașină cu mireasa furată, la Elegans. or târât o păscări și o rup mâna și o dus-o la spital, erau scările alea, metalice, ba uh, nu, era tot, uh, ba o lipsi mireasa de nu mai știu nimeni unde. nu mai nu -o s-o scos, nu să mai fură mireasa, nu mai... Nu, pentru mine era o a fost cândva, era o chestie care ținea de o anumită tradiție, dar e, era una dintre cele mai prost inspirate, ca să nu zic altfel. Deci, nu, nu ți-a plăcut tradiția Nu mi-a plăcut. Pentru cei care nu știu și nu știu. Ce? În primul rând, pentru că persoana aia lipsea de la o bună perioadă de la unicul eveniment din viața ei special. Păi nu, că merea în club adică, și dansa cu, adică onoare, ei, i domnișorul adică Ea de la nunta ei. Bun, ea avea, avea un gol acolo, avea o, printre alte găuri, avea o gaură mare, Uh, în uh, amintirile ei legate de... Te-am întrebat eu. asta când m-am te-ai dus și tu cu coloana, cu mireasa, cu discotești, cum să mm, făcea. Nu. Că eu am asta prins o dată făcut, la o un asta care -am, a fost, făcut, asta am făcut, fost... Asta n-a făcut niciodată. Eu am fost domnișor, noi, bine, eram a. copil, aveam 11-12, ani știu ani aveam. Și am fost la o un la unchiul meu. Și eu știam că trebuie să fur mireasa sau măcar păpucul. Ceva trebuie să fur, că noi așa am făcut crescuți de mici. Și mirea, păpucu lumea, păpucul e, cu e a o de chestie. Da la noi da? să furăm păpucul, okay. să furăm mireasa, noi așa am făcut crescuți. Păpucul e o chestie drăguță. Eu am, eu am întrerupt o nuntă, că am adornit sub masă. M-am băgat sub masă da, să fur papucul. Vezi, asta papucu. e o chestie paranormală. Cum își aduci aminte de chestia? Păi nu, stai că spune cum, cum mi-a aduc aminte. Eu m-am băgat sub masă, eram copil de băut și de alea, să pune problema. <sus> uh, și încerc să fur papucul? Am, papucu. am și M-am băgat sub masă să fur papucu. Eu strategist și De mic cauza și... mirosului Nu, am că n-am apucat Că eram eu mic strategist da. Și gândeam și strategie militară Și eram noroc că n-am apucat armata Că eram praf Cum am gândit eu nu Trebuie cred să prim de... momentul când lumea nu-i la masă Ca să nu mă vadă careva Ce-am făcut eu când s-o luată, s-o dus la nuntă Să dansează Eu am zis bă, mă bag nu-i nimeni la masă Mă bag sub masă Eu n-am știut că aceea dansează pe vremuri să dansa da. Să dansa, o oh, da o oh, da, 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 să da. dansa Și eu când am văzut că s-o de la masă Eu m-am băgat o masă și m-am pus în loc Unde știam că trebuie să vină mireasa, să, să fur pe bucuri și stau, și stau, și stau și Nimeni nimic Și, și ai băgat un Îmi am că am dormit că Nu pot să uit cum m-am trezit că o vin Tata s-o masă, mă de deci am oprit o nuntă Că nu știu lumea unde am dispărut Copiii au da, 10-11 da. ani, o oră, două, nu, nici eu nu știu cât uh, am dispărut, am dispărut. ce se întâmplă? Uh, de, la, de la a marca uh, un moment de tradiție până la a-l duce în uh, Să cele extreme, că, pentru că la un moment dat, dacă nu le controlai, uh, erau se dedaturau într-un fel de nu se poate... Și aceste momente nu le-am considerat niciodată potrivite. Deci ai prins un vinte. moment uh, demn de a-ți aminti de el, amuzant, în care s-o fura mireasa și s-a întâmplat ceva foarte mișto, gen nu, nu știu, foarte mirele mișto. s au dus cu domnișoara nu, de onoare și nu foarte, mai vin apoi. Foarte mișto, nu. Uh, urâte, da. Urâte, da, din păcate. Dar, dar în schimb, uh, ce mă... Uh, este uh, astea, hai să zicem că sunt tradiții, dar a părut Doamne Dumnezeule, uh, și nebunia asta de câțiva ani buni cu coregrafiile, uh, coreografiile, dansul mirilor. Uh, la dansul mirilor. Bun, a existat și știu exact, uh, da, eu de unde că plecat, făcut, jur, că eu a plecat cum De unde a plecat chestia asta practic, la Timișoara, doi balerini, el și ea, colegi, s-au căsătorit. Și bineînțeles că la nunta lor, absolut justificat și încadrat în tot ce vrei, în firescul firescului, dacă vrei, ei la nunta lor au făcut o coregrafie, nu? Fiind dansatori fiind profesioniști. Absolut. Da. Care a fost o frumusețe împrăștiată pe online, pe cele. Bun. Și de aici intervine nenorocirea, ca să nu-i spun altfel, în care tăți mirii o înțeles că trebuie să facă coregrafii. ma mafioțe. Mă, aici să vezi tu ce întâmplări nefericite am avut pe la sal sau un mire și o rup mâna. Că făcut el nu știu ce <laughs> extingere de pun scaun și nu știu. Dar cea mai idiotă și cea mai haiosă, dacă vrei, întâmplare legată de coreografie este cu un mire la Romanița era care la un moment dat încheia sau pe aproape de a încheia dansul, făcea cu degetul mic și Și chestia trebuia sincronizată cu muzica, știi, cu DJ-ul, cu piesa respectivă. Și vezi, Doamne, nu s o sincronizat perfect, și tipul mi-a mâncat zilele, toată noaptea, viața <laughs> și tot ce uh, mai aveam uh, în mine răbdare. Că l-au văzut lumea. Lumea și-a dat seama că el nu uh, sincronizat cu muzica, gestul respectiv. Și dacă nu, mi-au spus toată noaptea chestia asta. Încă nu vă spun care a fost reacția mea la un moment dat, că l-am luat undeva deoparte să fim numai doi. Spus un răspuns da, evaziv. I-am dat un răspuns evaziv. După care am zis, dacă mai vrei să mai vorbim, ok, dacă nu am plecat, du-te cu un tata cu tău și cu deajetul tău, bagă-ți-l undeva și da. No. Ce ai avut și întâmplări nefericite. Da, deci, nu, dar asta frizează altceva. Prostia și nu-i nu în regulă. Nu-i în regulă, pentru că, de fapt, în esență, dansul mirilor, nu este decât faptul că cei doi tineri ies în ringul de dans și sunt primii care dansează, care deschid dansul. Și, părvă, poți invita pe toată lumea și așa în departe, știi? Deci ei sunt primii care ies, deschid dansul. Le ofer onoarea de a fi primii. Atât și nimic mai mult. Asta a fost dintotdeauna. Până la întâmplarea cu tibișoreni, Că de acolo încolo... De acolo încolo început lumea să-și dorească da. și ei. Da, dar. Uh, da, în sfârșit. Tu la anunți, duci în, eu, în, în marea majoritate anunților la care ești chemat să da. performezi, ești de MC, de staroste. Uh, da, asta vreo Și de vreo câțiva ani de când m-am lăsat de muzici, de când nu mai cânt, pentru că băieții din grupul Iza, cu care cântam uh, eu, de fapt a fost așa un fenomen foarte uh, firesc și fain. Eu ți-am ți spus când am plecat în Germania după ce m-a lansat uh, fărcașul, l-am luat pe Grigoriță și noi doi mergeam și cu toate vedetele care erau cap de afiș. Pe urmă, după o vreme, l-am remarcat pe Joachim Făt, l-am luat pe Joachim cu noi în turnee, cred că vreo 10 ani, dacă nu mai bine, Ioachim a fost cu noi în turneu și pe urmă, pe la anunț am început, l-am coptat și pe Popică, așa, care era de fapt șeful grupului Iza, el e inițiatorul și dar era o altă formulă și l-am coptat și a venit cu ei împreună și în momentul care am văzut că sunt minunați împreună, m-am retras, I-am lăsat să formeze grupul și să meargă mai departe în formula respectivă, și m-am bucurat foarte tare pentru că cu toții sunt, sunt absolut sunt extraordinare senzaceva. în formula asta. Și eu am mai cântat așa o vreme bună cu Gigi Roman, mai adunam că, pe unul pe imediat. altul, după care am, Cam ce am terminat și pur și simplu am pus jos armele, am văzut sonorizarea și gata. Și am, am, zis, băi, e ok, lăsăm loc la În la de ceilalți. față, faci o nuntă cu un microfon. Da. Fără e, în schimb, lumea, lumea m-a perceput de staroste, pentru că eu pe la anunț erau niște indivizi la un moment dat care de nu vreau să supăr pe nimeni, doamne, că toată lumea își făcea treaba și câștigau o pită. Dar vedeam că erau niște tip în postura asta de staroste care insistau tare mult pe niște povești și pe niște chestii și, și le ziceam mirilor, mă, oameni buni, nu mai <laughs> angajați, îți eu aici oricum cu băieții, cu muzica și vorbesc eu, Știu eu vă ce fac am eu, dacă vreți, haideți să încercăm. Și lumea a început să mă perceapă și pe felia asta vorba lui Alin, el m-a văzut, când cântam la nuntă, eu, Grigore și Joachim. Eu luam acordeonul, Joachim vioara, mergeam după mire, după mireasă, cu acordeonul în brațe stărosteam, vorbeam, după care Grigore la sală instala sculele, el era și DJ și în formula de 3 făceam pur și simplu o nuntă întreagă. Da. Cum se zicem? Dar ai avut nunți în care, nu știu, s a întâmplat ce nu trebuie să întâmple, nu, mai vin să nu mai vin mirele, nu. Da, am și nu te fără mireasă, cum să nu fugi mireasă, la Dacia, în satul mare. Nu, fugi de tot. Da, Puiu tătar a fost doctorul care a fost șeful somatologiei, era fost nănașul, l-a cuvântul și a zis, petrecem, ne distrăm. Deci stai, o nu, stai un pic, că nu, nu putem așa. Deci ai Mireața mers la nuntă. O plecat. Tu ai știu că ești ce erai, cântăresc, dar ce erai atunci. Atunci când am, Bun, și ai mers în satul mare sau unde? Da, din... Te ai dus la Nire acasă sau da, unde, da, unde din Bixad, acasă? din Bixad era... O, Trebuie din... să mergi la Nire acasă, să cer Nirele, da, bă, nu? Ca așa până era tradiția. să vină la, la sală... Ce s-a întâmplat? Mireasa s-a tirat. Cu cine? Să, unde? <laughs> da. Răspunsul este ca la zebra albă cu duș neagră sau neagră cu două albe. Da. da. No, deci unde? Da. E cu cine? E, unde? Da. Deci au plecat, pur și simplu. Bine, și să nu, să nu, spui că nu unta o continuat. s continuat, frumos. Cu mire. Mirele a stat acolo, cu naș, cu tăți, s-am dansat și ne-am deci, aflat foarte. Eu asta am întrebat pe o fix Pe Mirele au dansat tăt, e gadget. Eu jur, n-am întâmplare. Am întrebat-o fix așa, bă, să văd ce zice. Dar deci acolo stav. a fost o chestie de, bă, Ei, nu, 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 știu dacă de răzbunare o. sau de să-i o fac, pur și simplu. Și, Mirele, nu, eu mai făcut-o dacă s-o O... Dus, o că... tăia, da. Eu făcut-o făcut, -o. Eu am făcut -o altfel, da. Deci nu i-o pus-o, i făcut Când v- voi, voi când v-ați dat seama că nu-i... Sau cum? Pre repede, nu? nu, mireasa nu mai Te-ai la Mire, Mire, rovin Corona, v-ați dus la Mireasa acasă, nu? Măi, sau tot, nu v-ați dus? Totul s-a dus până, până la biserică. Deci ați fost la mirea Mireasa acasă? Da mă, omule, mă, până la biserică s-a făcut și cununie, s-a făcut tot și Mireasa și nu mai veni la sală. Mireasa o mă, s nu mai venit, nu mai venit la sală. Deci De ce s-a întâmplat pe drum? A fost o lucrătură, nu știu ce și cum. <sus> asta e, deci, asta înseamnă că s-o furat Mireasa, o fucă, nu că o duce no, cum s o aduce înapoi. bravo, ai, ai marcat perfect momentul. S-o furat Mireasa cu tot. E tăt cu tătul. Și unde uh, -a Dar au o fost situații în care uh, s-au strâns banii și după strânsul banilor, mireasa s-a tirat. Nu bun, dar stai un pic, nu, asta s-a ținut fără mireasă. Da. O durat mult sau s o până, gânda după... Nu, până la capăt s-a dus. Dat drumul regia la aerul condiționat. cu totul, cu totul, mă înțelegi, nu te-a s-a ținut ca și cum toată lumea era acolo. Și-a pus bani în lumea. Da. și o la mirele. Da. da. Deci Mireasa i-a la... făcut-o Mirelui. Și gata, atât ai tot. Dar ele au fost mai drăguțe în care Mireasa să o tira cu banii și cu ai avut și cu un asta? alt individ. Da, sigur că da. Era în salaj, nu mai știu unde. Gâlgău al mașului, mi se pare, da. Da, că nu, nu contează așa mult unde și cine. Că nu da, da, o deci, fost, o fost, nu, cheful, dansuri, dansul mireasă. banii și fata mirele de tu și s-o ocupa s de invitați? Am avut un mire, nu dau nume. Că nu A... dăm, că nu vrem să stă pe nimeni. Da. Da. Eu l-am trimis, zic, du -te la... Uh, te duci la mese și închin cu Și închin cu, cu toată lumea. El o înțeles că trebuie, trebuie să-l să și cu da. Așa că... <laughs> Nu mai, n-a deci, mai avut și tu ca să arăți la duce salutăți invitații. Bani a donat Mirea, asta, iar tortul s-a donat la o uh, casă de bătrâni și a fost frumos. Deci el a pornit să salute invitații cu e. Da da da, 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 da. El nu unce, o ratat omnic, om, Că nu treia exact. să și ăsta. Da. Și -a pe cum? Da, au făcut-o cu toată încrederea. În da? Stai cât și-o pus? Aveau avea Un, om în spate și citătiu plebarul. Eu nu l-am întrebat, dar în schimb am constatat urmările. Da, și pe cum? O găta de închina cu tăți și și de băut, nu numai de închina. Da, și dimineața când străgea în scurile, venea, sorry! Ți-ai distrăm să... Și ai duce, că e pe târziu pentru asta. Trebuie, mamă. Așa au zis, e parcă zis, eu, sa ești, -am <laughs> <laughs> apoi, ce eu să aici n-am plecat Salut! Foarte apoi drăguț. Sau nu, uh, nu, mai nu, mai are nu, mai dezvoltăm subiectul că... Da, a fost foarte fain, a fost foarte fain. Și aia a fost o întâmplare <laughs> foarte <laughs> drăguță, <laughs> da. <Așa> ceva. <laughs> Ei, hey, și uite așa bine, de, mă, cum să spun, întâlnirile astea cu, cu oamenii și mai ales la, la noi aici în, în Ardeal, îți oferă și știi de ce? Pentru că sunt foarte sincere. Aici, pe cât de, ca să vezi că e un paradox totuși, pe la țară lumea e destul de falsă și de ipocrită, o fală de aia și afișată și mai ales la mai ales la nunț și la, la petreceri. Știi? Pe acolo să văd dăți și da, -te -te -te. da, exact. Dar uh, iese la, uh, la uh, involuntar la ideală. Uh, involuntar sunt foarte sinceri. Știi? Chiar dacă spun o prostie, să fac o prostie, uh, sunt foarte sincer. Uh, ce să... A... Ah, în Chechiș, la o nuntă, eram cu nea Vasile... Ii, chiar, cu nea Vasile Ionce, uh, eu cu acordeonul, el cu taragotul, băgăm... Uh, aici e căminul, aici biserica. Băgăm mirii la uh, colonie. Și ce ne-a mi-o foame, nu mai pot. Zic, sincer să fiu și eu, sufără uh, sufăr de chestia asta, hai să mergem repede până la cămin, să îmbucăm ceva, până ies mirii. Să le cântăm la mulți să-i ducem la sală. Și uh, prima care ne-a apărut în care era o babă care lucra pe acolo. Aduceți-ne, vă rog frumos, și o dau o că nu mai putem de foame și noi. No, și să și, și vine baba cu două chifteale. Nu <laughs> Pe mine m-a pufnit o râs să uitam pe la mine. <laughs> da, păi, fut -o, da, ce? De... Da. No, da, bineînțeles că le-am lăsat acolo și ne-am dus în spate la cazanie. <laughs> unde se fierbeau, unde să făcea mâncare și apoi ne-am ne-am omenit. Bine, bine, acum ăștia din Chechi și ți recunoscuți că zgârciți. E bune, au ei o renume pe Sunt foarte gospodare, ca case frumoase, la rând, dar zgârciți. Și, a fost, nu, da, și asta a fost o chestie absolut uh, uh, super faină. Uh, ce ar mai fi de, de povestit? Spuneam că ușor ipocriți și aici un exemplu, acum eu îl spun oricum, voi tăiați sau adăugați. Nu tăiem absolut nimic. Tot în anii 80 eram în la o nuntă în Arieșul de, Păd nu. da, Arieșu de, Arieșu arie de Pădure. Nu. Da, Arieșul de Pădure. Arieșul da. Lângă poligonul de e de tragere, da. E coltău. Bagă tehnicul pe Google și imediat nu, îi e că... coltău și are ieșul și acolo e și poligonul unde mergeam de Așa. la trageri. Bun. Iar nu știu ce s-a întâmplat, că nu au fost taroste și am o trebuit să rostesc eu ceva acolo și faza a fost în felul următor. Eram în curte, în, jos la capătul scărilor, Mirele coboram împreună cu nașii din casă. Lângă mine era mama mirelui, socru, mama mirelui, mătușa mirelui, sora mamei mirelui, da? Trebuie să specific astea. Și <coughs> coborau, nu-i așa, staful. Da. Și încep eu de când era, acolo. să Și... Tu erai jos. Da. Eu la jos la și ne uitam la el cum urma să coboare și încep eu. Onorat adunare, vă rog puțin ascultare. Asta era textul atunci. Onorat adunare, vă rog puțină ascultare de la mic până la mare. Mirele nostru mândru și... aud lângă mine, de cum am început eu să vorbesc, aud, așa e păstătă, să auzi, plângeau babele, și că ele și la mormântări și la astea. acolo, da. Și nu mă auzeai, știi că... Mirele nostru mândru, mă, și aud lângă mine, mătușa mirele lui cătă mama mirele lui, zice, dar lua ți ai jos jos, cam un tip tip. Mă, nu dacă voi cunoașteți expresia, Jorjuț nu știu ce, dar ți-ai luat I -i Batista plânge. că Batista acum îi plânge. E, de Jorjuț îi Batista. Batista. Cu... Lua... <laughs> George, ca cam îi, plânge. Lua tu ți-ai Jorjuț ca tip. Băi, s-a întâmplat lângă urechea mea când m-a pufnit o râs și n-am mai putut continua. Să uitau ăștia la mine. -mi <laughs> ce, ce? De ce râde? De unde? Ce? <laughs> foarte greu mi-am revenit și să continui. Mirele ce-a făcut? O să oprit în loc? Mirele stătea. Stătea pe acolo, nu... Da, deci... Luatul ți-ai jojuț ca multe. Da, nu, așa i-au dat un cod. Luatul ți-ai jojuț. Ia, așa De... Luatul ți-ai jojuț ca multe. Și... Chestii super faine, știi? Și și unde-i minunea care pe care eu trebuie să o spun, mi-ar fi plăcut să audă toată lumea, e că nu mai am auzit aia, știi? Da. Și... Nu bea, și... că aud, aud mai mulți oameni. Da, <coughs> da. <fric> și m -a, m, -a, m -a supărat supăra chestia asta, mai enerva. Nu știu ce lume lumea nici mai mult să... Și apoi nu te întreba știi? Nu te nimeni, nu de ce, ce ce apucat, ce, ce baie, ce râs, ce... Da, baie, cum să nu? Și ce, ce le-ai zis? ne am amintit un banc, pe care nu l-am știut. Pe care nu l-am <laughs> <știu>, da, da. <laughs> vale, da. Ai, avut, ai avut momente când ai uitat ce vrei să spui, nu știu, Eu, de exemplu, citesc astăzi 10 bancuri, dar... pe Două zile, dacă mă pui să le spun, nu mai știu niciunul. Da, ai avut momente când ai uitat la nunți, la evenimente, da, la mi spectacole? Sunt, cum să nu, dar și eu sunt și individ. Și ce, uh, ai, ce ai, făcut? Nu, ce m-a ajutat foarte mult uh, din copilărie, că de acolo am început, nu de la cafeneaua aia, a fost exercițiul ăsta de improvizație. Dar ți-amintești exercițiul? Care m-a da, ajutat nu, ăla era o chestie naturală. Deci eu trebuia pur și simplu să fac asta. Fără să... Deci n-am avut niciun exercițiu în sensul ăsta. Doar știam că trebuie să fac chestia aia. Și nu mai știi ce ai făcut. Uh... Ar fi fain așa să-ți amintești, să, să mai repeți momentul ăla de acum câți ani. Nu știu, cred... 10-20 poftim deci omule eu toamna fac 64 de ani da. mulți înainte Mulțumesc. important e cât, important cât nu, dar, ai în suflet era, era, în era o chestie să zici zi un banc cu ceva vid da, mi se pare că asta l-am avut așa ca și atunci am vorbit, am inventat un ban cu becu. Becu zi el. Nici nu știu cum l-am l-am rostit. Era o chestie de genul ca... ah, era cu milițienii, câți milițieni învârt un în bec și deci, despre vid. Și am zis că becul are o chestie în el care este vid. Nu. No. Și am zis, bancul cu miliții, câți milițieni își urubează Nu, câți se un bec? Unul îl ține și patru învârt masa. Asta stă pe masă, patru vârt masa și el stă și ține becu Asta era bancul la oraia, știi? Cu milițienii, și da, asta. Asta a fost cu, cu vidul. Senzațional. Și asta ți-a venit pe loc. Da, dar ce putea fi vid la vor că... Deci asta pentru mine înseamnă că ai avut o minte extraordinară de, de ageră și de pregătită pentru orice provocare. Da. Despre asta a fost vorba. Da, 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 da. Păi, da, măi, e unul. Asta, ce asta se nu, cerea. Asta se cerea, nu. practic. Dar, așa cum a se să cere. Da, asta spun. O, eu sunt convins că, așa cum, a, dacă de. îți punzi asta... un ban cu pahar, tu, un maxim 3 secunde, la... zici un ban cu pahar, la... la care și râdem. De pildă, la Institutul de Teatru, la, la Actorie, ți se cer chestii de genul ăsta, pentru că, nu Și mi o cam minte, are. Cum îl cheamă? Radu? O, oh, ce lapsus am! Radu! Nu mă, ăsta actorul, mă... Fantastic! S-a și la vioară și... Uh... Dumnezeule! N-am o lapsus! Când a dat examen la actorie, Dembră i-a zis, fă-mă să plâng, dar să plâng sincer! Și stau a venit pur și simplu la masă și eu a luat stiloul, stiloul ăla cu penința, nu știu cum era la l luat și l-a pe masă și ce ai <laughs> da. Extraordinar, mă, ce lapsus am. Da. O să-mi iau ca minte imediat. Nu e Acum mă gândesc în 20.000 de direcții. Da, mă rog ne-ai povestit întâmplări și da. întâmplări amuzante, că despre asta e vorba în mod special. Mai mult, adică nu mai despre români și despre tradițiile noastre, da? Tu ești un om umblat prin. Era să zic, până Europa, până tă globa asta. Mai vorbești un pic să mănânc. Eu că vorbesc, că nu, de da, obicei vorbesc, dar când am un invitat care îmi dă... Glumesc. Da, are rost. Tu ești un om umblat până tot globul, până tătă lumea asta. Da. Ca să duci și să faci ceea ce ai învățat și faci cel mai bine. Dar cum ai reacționat și ce poți să ne, să ne spui, să-ți să amintești despre amintirile pe care le ai cu tradițiile altor popoare? Știu că umbli mult prin America sau ai avut concerte multe. Uh, ce se întâmplă? Și-ți amintești despre momentele? Eu, eu o să vă. O să vă las și niște imagini, dar e un special, în turneele efectuate, am fost în diaspora. Deci am fost la români. La români stabiliți în alte țări, În alte țări, da. Și sunt foarte multe chestii de spus vis-a-vis de reacțiile lor. Mai punem un biter. Mai punem un biter la Ștefan. Da, sau cum zic ungurii, au o expresie foarte faină, ce mit mondot ozöreg kis, ce-o zis bătrânul kis, necioc ediung, idiung kis, nu numai să mâncăm, să și bem. Da. Asta e expresia maghiarilor. Uh, au fost, vreau să spun că românii peste tot sunt tot români, uh, chiar dacă s-au integrat, s-au adaptat, sau uh, cum să spun eu, devin parte din, din societate, din uh, lumea aia unde sunt, uh, mai ales în Germania, acolo sunt un pic mai obligat să facă chestia asta, dar ei rămân tot români. Și, uh, și în apucături și în tot ce vrei. Din păcate, trebuie să o spun, uh, suntem uh, pentru că tot ai zis că am umblat. Atâta în lume am umblat, într-adevăr, foarte mult și mi-am dat seama că suntem foarte ciudați dacă toate națiile de pe lumea asta își dau mâna, sunt, încearcă să fie uniți și monolit. Noi, din păcate, peste tot suntem la fel de despărțiți și de... Ne, mențim, ne menținem aceleași Obiceiuri și aceleași lucruri urâte și uh, rele, ca suferim de niște, de niște păcate tare, grele, de invidie, de răutate, de minciună, de uh, lipsă de căință, mai ales. Adică, noi nu ne recunoaștem niciodată greșelile noi. Uh, și uh, chestia asta se reflectă, practic a ceea ce vedeți și voi și trăim, pentru că dacă am fi uniți, ne-am ne ajutat mult mai bine cu cei de afară, noi, pe ei, ei, pe noi, ar fi o chestie. Chiar eram la, un, la o ședință în, prin anii, atunci în 99, când am fost cu Corina Cheria cu Maria Butaciu, o ședință la Stuttgart, la biserică, prin biserică și prin o asociație nou creată română-germană culturală, făceam acele spectacole. Urma să facem un spectacol de vreo mie de persoane, care l-am și făcut la Nürnberg, cu la Sturgat era ședința, da? la Nürnberg se întâmpla, să strângem fonduri pentru construirea uh, Bisericii Mitropoliei. Și-a început o ceartă și-o larmă și-un scandal acolo și se spor iau și se făceau în toate felurile și la un moment dat m-a ridicat și a zis am o rugăminte. Vă rog din suflet, mă ascultați puțin și s-a oprit la așa. Vă rog, vă rog frumos din tău sufletul nu vă mai certați că mă simt ca acasă. <gătă> Și cu chestia asta am reușit un pic să domolesc spiritele și să facem ceea ce urma să facem cu bună știință. Sorin, din sticla asta tăt dispare, nu știu ce se întâmplă cu ea. Am cam trecut deja pe relația asta de suflet la suflet. Oamenii care se uită, îți spun de ce să uită. Da, nu, nu, că n-ar ști lumea că beau câte un păhărel, nu, dar lumea bea. acum tu încerci să confirme asta, <laughs> glumesc. Îți de ce se uită oamenii la noi, că și să audă tăti, că n-ai ca și povești cum Te am, rog. Da, hai să ne amintim un pic. Tu ai două volume de YouTube. Hai să, să, să și uite lumea. Deci pe YouTube, bancuri cu... Da, Bancuri din Da, cum e Bancuri din, Bancuri din, Ardeal. din Ardeal. Volumul 1 și volumul 2. Nu, sunt 5 volume de toate. Vol Alea, primele, s rupere, după aia e și mai rupere. Da. Să caut eu. A an. Nu sunt volume de, de YouTube. Ele, ele au fost împrășteate în librării și peste tot. În 2008, 2006 și până 2008, pe urmă au apărut criza și. Băieții ăștia n-au putut să mai țină uh, uh, studioul la Timișoara, și, din păcate, s-a oprit acolo. Uh, povestea asta frumoasă și. Uh, mie chiar îmi da, mine? Da, dar nu, ea se continuă de fapt. Uh, eu nu sunt cel care le-a uh, împrășteat pe YouTube. Nu, eu sunt. Aceste bancuri. Uh, Aparțin uh, cart, uh, studioului Cartea Sonoră și ei au făcut uh, că pe urmă le-au preluat mult și le-au împrăștiat, este o altă poveste. Le-au distribuit. Deci, le-au distribuit, da, <laughs> să folosim termenul. Dar nu eu sunt uh, cel care le-a împrăștiat, în schimb mulțumesc tuturor care au făcut chestia asta pentru că a fost o modalitate de a mă cunoaște lumea de a afla cât mai multă lume ce a, dai, și de ce... pildă Dumnezeu să-l odihnească regizorul Radu Gabra regizor de film m-a invitat la un festival de film la Medias Mă avut bucuria acolo să-i să cunosc pe și să mă întâlnesc cu Manis cu Irina Nistor. Nici nu știam că ei mă cunosc, de fapt, și îmi spunea Radu Gabra: omule, tu, tu n-ai nevoie să faci nimic, pe tine te cunoaște lumea pur și simplu, nu trebuie să apar nicăieri. Te cunoaște prin acest prin această voce, prin acest audio, prin da, uh, și uh, ăsta este meritul uh, studiului Cartea Sonoră, cărora le mulțumesc lui Mihai Nae, că el era director, el a avut inițiativa Uh, și mulțumim toți cei care am da. reușit să vedem ce ai făcut da. acolo, că și, deci Nu mi-aparține nu, nu mie distribuirea și doar, nici nu mi-am făcut un canal YouTube și nici nu am asemenea intenții. Eu trăiesc într-un alt fel și într-o altă lume mai, mai simpluță și mai, mai a mea. Dacă te văd sunt și în, dispare aici, știu că da, ai multe bancuri despre, ca să nu ți-ai lumea din da, despre, ai multe bancuri despre, 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 despre Ah, da, păi ei sunt un... Eu știu ce, sunt, dar, nu pot eu <laughs> să le spun. Ea vreau să-ți dau mingea la fileu, cum să ar zice. Da. Ei sunt niște simpatici pe care eu i-am observat și uh, eu, am stat, eu am stat în crâșme cu, cu oamenii și Acolo să ne. Da, și m-am stat și am băut cu ei și m-am bătat cu ei ca să înțeleg tot. tot ce, Dacă ar fi să ne spui câteva bancuri cu bețiv, așa e un top al tău, de bancuri cu bețiv. Da, bă, a crea un top aici este foarte greu, dar. Uh, top 100. Unul, din, uh, unul dintre cele mai uh, Trăznite și mai noi, așa să zicem. Doi bețivi, puțin mai din zona asta, ăstora mai nefericiți puțin, zice unul către laaltă. alt, Zice, auzi că nu-l mai îngraupă pe Vasile Miercul numai vineri. La care la altu stă un pic să gândește și zice, dar de ce? Să simte mai bine? iar Poate unul dintre cine mai minunate bancuri legate de bețivi îl știu de la Djuri Pascu, omul meu drag, Dumnezeu să-l odignească. Să știți că i-am făcut un festival de umor la Agnita, am făcut două ediții. A venit pandemia și s-a oprit, aia nu ne-a mai ajutat, nu ne-a mai dat fonduri, dar am făcut două ediții de festival în memoriam, cânte cu cuvintelor se numește în memoria lui Pasco. Pascu. Gheorghe a fost în trupa noastră de festival, de, în formatul ăsta de divertisment. Și mi-a zis bancul ăsta absolut extraordinar. Și un bețiv gest cu pedigree ăsta consacrat, bea el tată noaptea până pe la -o două noaptea, după care merge acasă să culcă și dimineața pe la nouă vine înapoi la crâșma unde o băusă să dreagă. Și stătea în fața crâșmei să cota în și nu afla. Cuta pe buzunare, numai nu găsea. e pula aia buzunare. Am, avut și eu că am eu. Și am părit atacul. Și... dar nu, 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 nici... Și la un moment dat, dezastru total, zice. Ai e mea, mi-a de bere. <gătă -i> <gătă -i> da, ei, sunt minunați și si ca să fim în trend, cum s-ar zice, un sună la 112. Cea, oh, 112, aia de la dispecerat îi răspunde ce? Da, spuneți ce urgență aveți. Și si, domnișoară spune și mie, eu dracu vă sun? <laughs> da. Sunt foarte multe, foarte, foarte care multe. Care sunt cu... cei cele mai preferate? Care sunt subiectele care îți plac cel mai mult atunci când spui bancuri? Uh, Spuneți vestu... că ai favorite sau uh, nu știu? Uh, sunt, aș putea spune că sunt, uh, sunt și favorite, dar uh, până la urmă sunt ca și, știi, cum Pune ca și copiii mei, știi, toți, toate Pe toți da, toate mi pentru că eu am făcut, și în felul ăsta justific, am făcut o, în general, fac o selecție a bancurilor care au un mesaj, deci care spun ceva, care au conținut, care au poantă, care... Revin, a renunțat așa o chestie, cum vă spuneam și la în început, aia cu a ieșit din tufă, a dat-o jută și râdem La ce râdem, nu știu. Uh, nu au, uh, pentru mine nu există. Și atunci le selectez care sunt ceva mai, mai cu conținut și mai cu, uh, cu trimiteri și cu apropouri și cu... Care da. sunt Criteriile sau faci. ce? Nu, e greu să faci, așa cum ai spus și tu, e greu să faci un top. Dar dacă a, nu. te întreb eu acum primele bancuri care îți vin în mintea nu știu, te întâlnești cu un om stradă, că mă gândesc că se întâmplă. Băi, zâm un banc. care e primul sau primele două, păi trei? În, care... totdeauna sunt cele care, uh, care le aud uh, re, recent. care recent, știi? O... Nu no, a de, fost pandemia, n-am ieșit pe stradă un an de zile. Pildă, de a a pildă... Oh, nu. Detest bancurile legate de pandemie și bancurile legate de politici. A, nu, zic, eu nu spun bancuri, pandemia. Adică eu n nu, eu nu stradă, spun bancuri n nimic nou. Nu, nu spun bancuri politice. Nu, și dacă n-am ieșit cu băieții, pe WhatsApp, pe toate alea, ne spuneam bancuri. Deci n am. N -am și din, care ar potrivă? fi așa, niște bancuri. Care ți vine așa în minte, cele mai, mai dragi, cele mai. Nu știu, întotdeauna când, când uh, uh, e zim o bancă, bineînțeles că uh, încep cu poanta asta. De fapt, voi știți bancul cu suspansul. Nu. Dar las că vi-l zic săptămâna viitoare, bine? Uh, <laughs> da. Uh, de pildă a apărut un banc, văz vreo două bancuri apărute mai nouți, așa, care mi-au plăcut foarte mult. Ei, ăsta cu profesoara care cu demisia în mână, Val și Cofalcă în cerc un în pământ, intră la director în cabinet, ce domnule director, aici este demisia mea, dacă nu rezolvăm această problemă, în Uh, următoarele minute a plecat. Nu mai suport. Domnule director, nu mai suport. Sunt hărțuită sexual de un elev care mă pune în niște situații penibile, jenante față de ceilalți elevi și eu nu mai pot să suport chestia asta. Și ca să înțelegeți uh, foarte bine despre ce este vorba, am să vă spun cu cuvintele lui. Tot timpul îmi spune că o să. Da. Deci, imaginați-vă că spune asta între toți elevii, cum să mă simt eu și cum să suport. Eu... Și stați puțin, domnul Nu mă o clipă. Vorbim despre un băiat așa, mic, creț, roșcat? Da, el este. Despre el vorbim, domnule director. Azi zice, e Vasilică, o să. ACHURIC <laughs> Sănătate. Să Două săptămâni nu mai filmăm nimic. Doamne ajută. Doamne ajută. Facem ceva, facem și de la bețiv, ne întorcem. Da. Ăla cu te de la, eu ar fi culmea să spunem bani, dar te de la tine, știu, ăla cu, e să ia doi bețivi din, din bar. Și zice, să oprești unul la un moment dat. Asta, așa ai ce ai oprit? Mă, am uitat să mă ciș. Lasă-mă că ce învăț eu. Rui i ce te Ce învăț eu. Da. Da, Un, Unde îmbățiv pe stradă, vede, trece pe lângă o frizerie și vede un loc liber pe un scaun. Îmi are să vine frizerița și el zice bărbește-mă. ce vreau țineți bărbia sus, să pot să vă dau cu spumă, să pot să vă bărbierez. Și a... Mă țineți bărbia sus, al mi n-am cum să vă bărbierez, nu pot să vă... Dacă să știu, dacă nu <laughs> Fac <Fapt> ceva. <laughs> sunt geniale, sunt geniale. Da, de da cu bețiv, sunt pentru că, vrem, nu vrem, mulți ne regăsim în, uh, în chestia asta, da. probabil. Uh, unul dintre cele mai îndrăgite bancuri din în zona bețivilor, pentru că există așa o ierarhie nescrisă pe care au făcut-o oamenii așa, ascultând bancurile, era cu unul care vine beat acasă pe la 4 dimineață, dar ghinionul lui era că locuia într-un șir de blocuri cu regin special. Tâti erau la fel, tăi și și vine la primul bloc la care o nimeni acolo și ăsta era cu portar de ăla și le întâmpină portarul ce dumneavoastră zice, o, ce eu ce eu vin la casă unde locuiți? B blocul 10 ăsta nu-i blocul 10 trimite intră la următorul și la următorul și tot așa merge la 6 dimineață mai beat, mai obosit vine înapoi la primul și zice, dar mai tu ești portal atât de blocule și eu nu locuiesc nicăieri. <laughs> Ăsta e unul dintre cele mai îndrăzite. E și fainuță. Așa. Dar contează și cum îl spui. Că Ion. dacă îl spun eu, Ce, Ion, nici 50% din... Mare Ion și, uh, more Ion, și, și vin, uh, vin toți prietenii de pahar la mormântare. Știi? În ziua mormântării, stăteau să uitau la Ion în Copărșeoști. De asta să înțelegem în ziua mormântării după două nopți de priveghi. Da. S-au muncit la greu. Și stăteau să uitau la Ion în Copărșeoști și zice unul către la de lângă el. Și nu... uite te totuși la Ion ce bine arată la care el de lângă ce... normal, nu vă trei zile. <laughs> Bă, și vezi tu, de acolo deci nu trebuie, să, nu trebuie să faci nimic, absolut nimic în plus, doar să le spui ele, doar să le spui, ele-s de acolo pentru că ăstea, poate nu așa, cu aceste uh, cuvinte sau aceste atitudini dar ele s-au întâmplat știi? Da. No, astea sunt chestiile faine îs din viață, îs de lângă oameni și de-aia le iubesc oamenii pentru că le simt aproape de ei de asta spuneam că lucrurile simple, lucrurile firești, lucrurile adevărate sunt lângă noi numai să le atingem, numai să vrem noi să le vedem. Știi? No, deci eu, sincer, eu cu să mea ne distrăm la culme pe, pe tot felul de faze de astea și eu primele bancuri, prim, adică Prima căruia îi spun bancurile este ea. e un fel de... Deci cred că tu uh, ai o nevastă foarte fericită. Uh, da, suntem fericiți noi, de fapt, pentru că, că eu e non -stop. viața. De... Râde da, non-stop da, la bancuri. Da, uh, uh, ea triază de multe ori, îmi spune... Îți bă, spune ăsta nu îmi spune că nu-i da, bun. Nu. Mai ai și din ăstea? Da, deci îmi spune, bă, son, eu cred că nu... n a trebuit sau... să Tatăl, vezi că le-ar fi mai așa, mai... Uh, nu întotdeauna, uh, știu eu, remarcile uh, ei au fost... Uh, da, dar, marea majoritate, da. Marea Sunt pozitive. Majoritate, da, pentru că ea este uh, prim, primul public. Așa vreau eu să fie, știi? Și ele le zic, îi spun și ea spune și M-a uh, ajutat foarte mult de-a de lungul timpului și... Da, da, uite, da. vezi că stând cu un om care, care îți spune și te, și te provoacă să gândești să-ți Acum, spunând mi asta cu, cu Ion când l-a băgat în secret, că nu a murit de nu știu eu, insta mea am amintit, pe sigur îl știi, da. că când uh, moare Ion și Tătă lumea la mormântare. Zic, mai, mai lujește lumea. nu te teme, că zice că o murit amul nu știu câte vreme. Fă, așa se spune că câți ani are, o fost, familie, nepoț, o frumoasă. Familie, nepoță, că a murit la 90 da. de ani. Și așa popă, bocitoare. Nu, pupă, fă, nu și că... Tot. Acordăm microfoanele. <laughs> și zice și? că tătă lumea la mormânt acolo. Nu, era o mormântare normală, se desfășura normal babele plângeau, un ce, și nu, no, popa de <laughs> ghezâs uh, slujba și înainte să-l să, să de în, în groapă, zis că te nevastă sau mărie, că te mărie, nu, vrei să-l mai țuci odată înainte să-l bagă înăuntru. Mm -hmm. Și atunci o dat drumul mărie și o început și o plânge, nu mai putut opri nimeni. Zice, tu, dar păi, da, ce bai ai, că până am un ai, nu știu ce, ce ți pornit în halul ăsta? Ce ți a venit? Te ai plâns. Sau... Mă, așa îmi zicea așa și, zice el. și, el. Așa zicea Așa zicea și el. Așa așa zicea așa. Și el. Da. Asta că... El de acolo. Bancurile da. aduc bancuri. Tu zici da, unul, ăla de lângă își amintește, vrei, nu vrei, încă un banc. Și cred că seriile astea să uh, două două trizele. Uite, vezi, asta mi-a adus aminte de, întorcându-ne în timp, de călătoriile mele din satul mare spre București, la, când mergeam din vacanță la, înapoi la școală. Din satul mare și cel puțin până în Ploiești, tot trenul era la, lângă compartimentul nostru, acolo. Să mânca, să bea, să spuneau bancuri. Deci nici nu știam când ajungeam la ploiești. E? Una, două, deci era o noapte întreagă să spun că trenul altfel, era de trece vremea. Cum? Erau, mai, o, rapide, erau mai, rapide trenurile, mă, pe vremea aceea, poate. Exact, nu trebuie. Ia, nu, nu, nu trebuie să fie că... să jată, că da. merea, cum trebuie, cel puțin în vremea aia. Da, dacă ar fi, hai să facem o probă, dacă ar fi să-mi spui un banc cu trenuri, sau despre trenuri, sau ce ți vine în minte? Păi așa începe cu gara. Nu? Deci, atât am putut să sufăr în gara din Dej, pentru că schimbam trenurile acolo, neva să mai din orăștie. Și când veneam din orăștie, trebuia să stau de la 1 până la 3 noaptea, în gara din Dej, iarnă, vară, primăvară, toamnă și sufeream în gara aia, pentru că era o mizerie și era frig și era cum vrei tu, cât se poate de urât. Și după ani și ani, așa când a venit vorba de gara din Dej, atunci am făcut uh, bancul care a tot rămas de-a lungul timpului. Ce de George, am auzit că te bătut niște huligani în gara în Dej. Ceba, ce ba, de George, da? Ce gara, mă! <laughs> Da, dar uh, legat de teren e unul dintre cele mai simpatice bancuri legate de ar de leni. Eu și George mereu cu trenul de la Cluj la București. No, pleacă trenul și când ajunge pe la Câmpia Turzi, cam asta ar fi prima haltă, zice Ion către George și mă, George, spune-ți o spune, dar, No, mă, ce la ce patru are patru picioare, are păr pe el, are cod, are cap, are urechi, așa, face ham, ham. No, mere trebuie ajunge -la sigișora, -da pe la Sighișoara, și George. Bă, dar pe ce are păr el, are cod, are... E, mă, e, fute, ce mie. Dar nu pot zice că știu. Știu că ne au venit. No. Ajunge trenul pe la Timișul de sus, după Brașov. Da? Ai mine, mă, dar pe face ham, ham, are așa urechi, are cap, are... E, mă, ala e, mă, numai nu, ia! E, Ajunge trenul la ploiești, zice George, i câinile, mă! La care eu a că nu-ți poate spune omul ghicitoare, una, două și ghicești. Da, așa ușor reprezentativ, da, pentru... că noi suntem mai lenți, să zice, da. Ia, mine. Da. și uite așa. Să să rămânem tot zona de trenul de lenți sau numai de lenți. Nu, no, deci noi putem rămâne în orice zonă, că rămâne mult oriunde. Ceva. Ne, oriunde ne așezăm, rămâne. Așa e frumos. E frumos că ai, ai multe bancuri și despre vecinii noștri, despre maghiari. Da. Și îți păi, place da. să le spui. Sigur că da. Păi, mai majori... și balade. Marea majoritate le știu. Adică le-am construit pe acea uh, structura structură copilăriei, cum îți spuneam, dacă sunt multe subiecte, de acolo și nu vorba Că zice un ungur către un român, deci asta era absolut de acolo, e de acolo, de pe străduță sau din bloc de la mine, de unde vrei, ce un ungur către un român, ce pe tată tău, zice, poate vreau să spui pe mama, care zice un guru. Și pe el! Deci să... Eu am mutat de pildă bancul ăsta în Miercurea ciuc, că mi se părea mai firesc, dar era și în satul mare, la fel cu codă la pâine, ajunge unul față, ce ha, vă rog frumos să dați un pâine, dar următorul din spate, și nu uitați că nu știe se vorbește, care al treilea mai din spate, ce cine s-a găsit se comentează, atasta. Da, deci sunt, <laughs> sunt, chestiile alea drăguțele sau cu puradelul ăla mic care zice lui tata să zice, ce eu zice, ia așa și măca o savarină e așa și măca tata savarina care tata să-i puși cu o palmă, ce că mănâncă frumos! <laughs> <laughs> Senzațional! Da, deci sunt, sunt de acolo, de aproape, poate eu le-am mai cosmetizat puțin, de pildă cum Zoro, da, Zoro era un personaj din satul mare. Zoro. Zoro, da, Zoro era un tip din satul mare, un țigan care s a auto-intitulat el Zoro. Era așa un hâitioan, un slăbu, nu era nimic de capul lui. Era simpatic cum povestea el bravurile lui pe unde a fost. Și cel mai fain era acel jumijuma, acel fele-fele cum povestea el bravurile lui. Și eu l-am ascultat și până m-am luat-o am... Luat

că ei, după ce au venit inundațiile, de pildă cum i-au măturat acolo, au venit și au că și au avut case și le-au dat despăgubiri la fel ca la toți. 25.000 de lei și un vagon de cărămidă și materiale de construcție. Și au dat bunicilor și că eu le-am prins toate acolo în satul mare. Da. Că atunci a apărut și, acum o parateză, și poezia, după, poezia Someșului după inundații că s-au primit ajutoare și uh, de totia, Ce someș, someș, apă lină, mi-ai dat casă și lumină, mi-ai dat haine la copii, someș, dragă, când mai vii? <laughs> De asta era, îți dai seama, în anii ei, 70 ei au o că au avut, acela. chiar dacă nu, nu au avut. Asta a fost întâmplarea adevărată. Exact și le dat. Și de aici s-au născut bancuri și o grămadă de... Tot felul. Dar acest Zoro, de acolo din... Și povestea așa, ce. Zoro ăsta a fost personaj real. Absolut real. Deci, odată eram îmbrăcat militar, eram în vacanță și eram pe la agenția de voiaj în satul Mare, care era lângă uh, clădirea aia, Transilvania din satul Mare. Și îmi bagă cineva o piedică, știi? Și mă uit zice, ce faci, bă, plei plin fizicul aici la satul mare? Da, și Zoro povestea această chestie, zice. A fi de a când a fost la bala Pișculța, drago. Când intrat acolo la bala la Cultural, a oprit muzica rock, mă, cară, A fi ce aceea când a stat așa puțin uitat, cărbe, cărbe, văzut o bucură

A de kérlek, meg idegesített. Én ervább emlék, tudod? A sávújtát is spát, visszanézte. Amikor nem kibasztam egyet, a közös a szokolájprincpegőtől azt mondta, mert beálltól a plézsde is megőlek a kanyad vére. ma már nem éne A gádzsú, mert szállt a de gádzsú. Eu când văzut asta, a luat scaunul, a început cip pe vilă. Și a început cip, ceap, cip, ceap. A bătut 20 de gaja pe dragă, a făcut așa, -a, -a, a început muzica. <laughs> <laughs> a n-am să vă venit Bucurestoi ca la mine și -a spus, ha, te iubește tare la tine, faci ce vrei cu mine. Eu -a spus la ea, Până nu dat hârtie scris medic aici, nu sunt bolnav, nu iau la tine la satul mare. A te-a spus, dat cuvântul meu de onoare. Au de -a -a luat -a și a dansat la asentimentări. Nu <laughs> sunt satul la hotel Aurora. am mai că trei zile, fost să la mine. Băs la medic, te-a spus, ai patru ca un banan. <laughs> <laughs> Ăsta a fost zoro <laughs> N-ai aer. Da. Incredibil. Da, sunt. Păi bun, zis da? a fost. Deci așa au zis ier, da, dragă. Era jumate unghi. Deci jumate eu, țigan. eu unde este localitatea Pișcolț, cum te da. duci uh, între care petrești acolo. Uh, uh, pentru că bancul ăsta a timp de vreo 30, dacă nu mai mulți de ani, l-am spus aproape, în fiecare săptămână, dacă nu în fiecare zi, că mi-l cereau oamenii, zi, hai, stăm la o bere, hai, m-am răstignit așa pe unde scrie Pișcolz, pe tabla ce, pentru că a fost, cum să zic, unul dintre cele mai cerute din a, pe că erau ă, sudici, că erau. că și traduceam după aia. Bancul cu zorul. Deci, da, bancul cu zorul. Deci, de obicei, da. la bancuri râzi când e gata bancul, râzi bine, dacă e. la ăsta tot bancul, da. că nu te poți. Da, sigur că sunt subtilități de limbă care ar trebui. Uh, ce, deci, mai ales uh, sădmărenii sau cunoscătorii de limbă maghiară mm. le simt că sunt acolo niște chestii în limba maghiară, care te fac și mai tare să râzi. Spre deosebire de pilde de un banc pe care, chiar dacă îl spun, știu eu, cu, cu ungurește, să zicem așa, râde toată lumea la el, cu tipul la care a ajuns la Hungaroring. În, lângă Budapesta, la Hungaroring. Da, știu. La pista de Formula 1. nu vrut să intre să viziteze acolo și nu era zi de vizită. Nu era nici deschis, nu era nici cursă, nu era nimic. Să duce și l întreabă pe un bătrân care avea casa exact acolo, lângă, aproape lipită de pista de Formula 1. Nu știți cum aș putea să intru să vizitez aici. Același lucru, ungurește. Nu știu cum aș putea o vizitez aici la care bătrânci. Nem, 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 nem. nu, nu. Eu, direcția l-a terminat pe bietul Cursele. Nem. Că mi-aduce aminte, mă, și mie. Dar de la tine le-am auzit. Era oia că era sunt Marianu și Maramureșanu Mureșanu, cam o fără să spună nimeni. Asta îi. Erau vecini acolo, Hăbla la graniță, și dintre Sunt Mar și Mara Mureșanu. Așa. Și era, avea o găină, care nu mai nu știau care cu ei. Și într-o dimineață, ungurul, nervos, maghiar, a venit că, băi, găina mea este. Ce? Nu e a tău, mă, e a mea găina. Ha' facem concurs, a cui rămâne găina. Nu no, bine, mă, hai să facem concursul, să se la nostru. Ce, ce, concurs vrei să facem? Eu vin din viteză, dau un șut la tine, văzut cât de tare urli. După a venit tu la mine dat la care urlă mai tare, ăla ține găina. Nu, care urlă mai, mai puțin, la ține găina. Ce bine, dar am și o condiție, o zis românul nostru. Eu dau primul. Bine. Bine, românul nostru, și având, bine, 2, 3, 5, 10 metri, și având un chicior, în care un tot să acolo, nu zice nimic, că tot era roșu, vine, le-mi pe nu știu ce. Bă, dar nu scos un sunet. Bă, vă dau o zile și revine, omul zice, hat, acum rândul meu. Care românul zice, bă, știi ce? Ține tu găina. <gri> da. <gri> <gri> au apărut niște bancuri cu greutate, deci eu sunt, eu le echilibrez. De pildă, nu știu dacă știți de ce îi zice cimitirul vesel la de la săpânța, de ce se numește așa, cimitirul vesel. Că se zice că mai de mult acolo îngropau numai unguri. Bun. Și acum... Traian cu oștile romane la Dunăre. Venea Traian spre Dacia să intre cu legiunile, cu oștile. Știi? Și cu la spate și cu aia altă dirija oștile. Ce șnel, 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 Și de ce bal de pe malul ăla? Nu no, mege, ne mege, habăru, basă curva. De ce bal? Da. Eu am avut o întâlnire de gradul 0. De atunci mi-o... mi s-o... Mi -o, mi -o, de fapt, beculețele mi s-au aprins de mult, cu mult înainte. Uh, știam exact ce se întâmplă. De-aia le-am spus evenimentele din... Uh, din... Uh, nu, nu, nu! Nu te -o opri! Uh, 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 cred că e pusă pe gaură. Uh, De-aia le zic evenimente. Pardon la cele din 89, pentru că eu am văzut... Uh, multe chestii care s-au întâmplat, dar asta este o cu tot o altă discuție. Am un prieten foarte bun care l-am cunoscut prin doctorul Puiu Tătaru, un personaj foarte fain din Baia Mare care a fost, cum vă spuneam, directorul stomatologiei și... Datorită lui am cunoscut niște oameni special, cum ar fi de pildă doctorul Găucan, Constantin Găucan, care are școală de uh, uh, tehnică dentară, în, uh, are clinică în București uh, și, uh, bineînțeles, a fost medic stomatolog și i-am făcut o vizită în București și mi-a zis Sorin, imediat mergem să ne distrăm, să mâncăm și să facem de toate. Mai am zice doi pacienți și... Uh, bun, cine erau acești doi pacienți? Nimeni alții decât răposații Dumnezeu să-i odihnească Vadim Tudor și Vereștăi Atila. Ei au fost acei pacienți cu care m-am întâlnit acolo. Deci, vei avea o surpriză nemai pomenită. Asta e caz real, nu-i banc. Nu, dragul meu. M-am -am întâlnit cu ei acolo. Am stat la bancuri, am stat la povești, am stat. Ei erau niște prieteni extraordinari uh, și uh, marșau pe toate chestiile alea de uh, uh, română, ungurești și așa mai departe. Uh, după ce le-am spus bancuri de toate culorile și de toate felurile, uh, eu zis, Vadim Luvareștă, da, nu, no, uite-ai omul, aranjează un spectacol în Miercurea Cioc și pur și simplu. Prin Vadim Tudor, Vereș mi-au aranjat un spectacol în Ciuc. Și a fost absolut extraordinar. Spectacol de bancuri. Absolut. Și bancuri despre... Ai despre. spus despre toți. ai spus despre toți, despre toți, pentru că. Um... Au venit oameni inteligenți care știu să guste gluma. Uh... A venit toată lumea și uh, am avut atunci pentru toată lumea de toate de spus și uh, am reușit să fac acolo așa o. A fost o emulație de, de frumos și de bine. Hm? Bancuri de genul. Bunicule, hai la repede la televizor că mergi de fotbal. Ce bătrân, dar cine joacă? Ce Austria, Ungaria. Ce bine, bine, dar cu cine? Yeah. <laughs> Erau gustate de ambele părți. Erau bancuri inteligente și lumea. Erau gustate gustat. de, ambele părți. Și nu știu cum să spun. Dacă tu, știi cum, încă o dată, care e relația mea care spuneam cu Dumnezeu pe verticală. Dumnezeu spune, ajută-te ca să te ajut. Așa spune. Și atunci tu dacă încerci să te ajuți vis-a-vis -vis de semenii tăi, de oamenii de cărora te adresezi, Dumnezeu te ajută. Astea sunt marile secrete, considerate marile secrete, dar de fapt noi, la modul cel mai simplu, suntem Uite așa, pe verticală, ancorați cu Bunul Dumnezeu și nu trebuie să faci, nu știu ce, mari uh, gesturi și minuni și să te târăși pe lângă biserici și să faci tot. Nu asta. Nu, uh, vorba lui Steinhardt, uh, Iisus uh, ne-a cerut să fim smeriți, să fim uh, uh, credincioși și uh, cum să spun uh, cu credință, nu tâmpiți. Deci nu, nu trebuie să fim tâmpiți. Nu trebuie să ne tărâm pe lângă biserici și să facem tot felul. Iar cele mai frumoase biserici sunt astea uh, simpluțe în care poți să intri și modeste. unde... Da, modeste, unde simți că uh, ca, simplu. Că se realizează conexiunea aia între, absolut, între absolut. trup și suflet. Eu, sincer, când intru în biserici deși am umblat în lume, uh, ca să nu spun melg și tot felul de uh, mănăstiri, e o opulență și o... Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, pentru mine ele pentru mine nu există. Eu, mie dacă îmi dai niște diamante aici în mână, mă uit la ele și nu știu ce să fac cu ele, nu știu, eu habar la... nu mă, dar nu impresionează cu absolut nimic, nici nu vreau să le văd, nici nu, nu mă interesează. Și ce bă, ăle-s diamante de miliarde, milioane de dolari, bun, ia și vezi să nu se împrăștie pe tare, să... Nu mă interesează, nu asta mă interesează. Întotdeauna m-a interesat relația cu oamenii, pentru că despre asta, cu astea plecăm. Și când plecăm cu astea, plecăm Da, oamenii au simțit că. Cu amintiri, vorba lui Dan Spătaru, ce mă, dacă ajungi bătrân și ți se întâmplă să fii și singur, dacă n-ai amintiri și n-ai simțul umorului, ai pus-o, ești terminat. Nu te ascultă nimeni. Nu, îți va fi foarte greu, ți este greu n-ai amintiri și n-ai simțul umorului, ți este foarte greu. De-aia, în viață, încearcă să-ți creezi amintiri și amintirile cu ce le poți... cu oamenii, mai ales cu oamenii și cu tot ce te înconjoară, cu minunăția asta de lume care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Bucură-te de ea, bucură-te de tot ce-i din jurul uh, tău. Și... Asta e. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. În, în vremea când eram la lucram în armată, eram de servici la punct control, când spunea că acolo făceam noi de servici, a stat într-o după-amiază, nu știu, era prin 9, 6, 9, 7, ceva de genul. Înainte, să, chiar înainte, să, să plec din armată. Era o liniște perfectă. Nu venea nimeni, nu eșa nimeni, nu. Totul, eu eram acolo în punct control, m-a trezit așa cu un pic să mână cu o hârtiuță și. Uite, era atât de liniște și am început să scriu. Deci, așa muză m-a vizitat, această poezie mi-a și fost publicată în uh, ulterior. Dar o să vă spun după aia unde și ce. Și am început să scriu. Îmi veneau așa niște metafore, pur și simplu, și am început să scriu așa. Trecătoare umbre pe pământ, rătăcind, tremurătoare frunze de plop, lin, foșnind, Mă gândeam la oameni. Nouri albi risipiți în văzduh, ce dau la sfârșit în dar al lor, duh? Minunate ființe ale planetei albastre, ce duceți povara destinelor nefaste. Legați-vă rănile și zburați cât mai sus. Luați-vă bilet doar de dus. Încercați să prindeți trenul chiar de-o fi să stați pe scară. Că păcătuiți în cuget nu e pentru prima oară. Le pădați îmbrăcămintea cea spurcată și pătată, curățați-vă lăuntrul de satan măcar o dată. Și chemați pe Domnul nostru cu căință și cu lacrimi să rutați crucea această sfântă și măriți sfintele patimi ca iertate să ne fie toate cele pământești pregătiți sufletul vostru pentru viața cea de veci am scris era vorba astăzi după care, care... Mi-am dat seama că singur, pe acolo, zic, wow, ce fain! Uh, era părintele Marius Lazăr, tatăl lui Ucu uh, Marius. Prieten fiind, i-am uh, rostit-o și a zis, mâine mi-o dai și o publicăm. Și a publicat-o în. Uh, cum e să... ziarul bisericii noastre e, e în arhivă, la episcopie e... am unde, scris unde găsim, dacă vrem să găsim deci pe mine m mișcat foarte mult versurile astea da. dacă eu vreau să mă duc acasă, să le caut unde le găsesc? Uh... acum încerc, apropo că tot mi-am să aminte încerc cu Ucu, cu Marius să găsim în arhivă ziarul și dacă îl găsim, îl, îl împrăștem. Oricum, eu l-am rostit și l-am dat multor preoți să-l spună. Dacă să nu, fii atent, eu îți propun ceva. Hai să da. îți pregătești toate poezile astea și după ce termina asta o să o întind un pic, spune pun cu ce o să... Da. Și uite, te invit aici, singur, să-ți faci un, un volum de poezii din astea Rostite. Da. Mie mi s o e, nu știu, e da. Deci. da. Mie așa. <coughs> rămâne puțin la uh, ideea că uh, bem și că. Da, da, dar de asta ca o paranteză. Da. Mi se ar fi păcat să nu. Uh, imediat, uh, fii atent. Da. Hai să o întind un pic, hai să și o, sure. o forțez un pic. Dacă ar fi să, <laughs> să încerc, fii atent. Să vedem ce este. Vreau să Dacă ducem înapoi la Facem, euforie. dar, dar nu, vreau să rămânem în Ca gama asta sentimentală. Parateză, după o noapte de nuntă, ne-am uh, întâlnit lângă primărie la restaurantul Mara Mureșu, cântam cu Oli Mateșan în vremea aia. Am băut după nuntă o zi întreagă și pe la 5 după masă zice Oli către ospătar, fă ceva să mă trezesc, dăm un cocktail, un ceva așa. Vine la, era unul Mihai, Dumnezeu să-l ierte, băi, au făcut ceva cu lămâie, lămâie. S-a trezit Oli, uh, din, din toată chestia, s-a uitat așa în jur dă un, un coniac să mă băd la loc. L-a apucat frica De să mă băd la loc. Sorin, da. mai am două chestii așa, te să rămânem în sfera asta un pic sentimentală. Da. Dacă ar fi să, să, să te provoc, să spui cele mai mișcătoare, mai sentimentale, mai versuri pe care tu le-ai scris vreodată, care ar fi alea și... Te invit să le spui. Să văd ce... Deci, pe mie, efectiv, mai răvășit cu poezia asta ultima și vreau să văd unde e maximul unde pot să, 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 să ascult de la tine. Să cunoști și la asta. Acum, mai mult sau mai puțin... Uh... Dacă -ar, ar fi un -ar bețiv, ia un lumea bețiv lumea să zic că mă nu, zâm o nu, poezie nu. să plâng. Nu, uh... Aș aș întoarce ar în timp și în 86, când în România era foarte, foarte grav. Da, nici acum nu e foarte bine. În, nu acum e dezastru. <laughs> în, uh, atunci când uh, toate chestiile, uh, tot răul simțeam că se întâmplă din cauza lui Ceaușescu și, într-un fel, așa era, nu ne-a parat el, deși și el, sistemul ăla, că după el a venit de fapt linia a doua de securiști care conduc acum, tot aia a, e. Da, nu, ne băgăm în... -avem nu avem treabă. Nu, dracu. Era... În 86 era foarte crunt și eu atunci am scris o poezioară care sună cam așa. Asta ar fi poezia care pe care îi spun eu, dacă ar veni un bețiv la cineva, mă, fămă să mă, să fă-mă să plâng. Nu neapărat asta, dar aș începe cu asta, să-ți spun alta. Este asta în 86 am scris așa. Și noi eu așa simțeam atunci. Și din cauza acestei poezii am avut multe probleme că Atunci. nu au da, avut cum să rămână ea neștiută. Am scris așa. Ar trebui să săpăm în carne o înaltă statuie până în cer pe care să o numim răbdare. Că oamenii sunt tari și multe mai îndură când îi lovește pumnul mamei pe care o numesc natură. Își leagă strâns piciorul și calcă mai departe și pot ca să mai rabde și până peste poate. Dar când le sapi în suflet și în mintea încrestat să scoți cei de-a pururi în sfântul om curat, te blestemă răbdarea ce margini nu mai are pe tine deavol volticălos al răutății, care în om fără de milă cuțitul a înfipt, îi ucis demnitatea ce greu și-a dobândit. Dar cât mai poate oare pământul să te rapde pe tine, clown mincinos, turbat tu care ai învârtit pe un deget mis celebre, care ai fost în stare să spui la lumea întreagă că în curtea ta e soare te blestem răbdarea ca pe un om nemernic, să vezi cât e de bine să bâșbui pentru neric și apoi ca și un câine să cauți de alegurii ca să strănești copii ce nu știu ce-i foame și ce îndurarea. Pe tine, deavol ticălos, te blesteme răbdarea. Și blestemat a fost. Eu, mai, frumos, mai, vorbesc, dar nu au, mai frumos mai frumos adică ceva mai mai încoace când ne-am mai liniștit așa spiritele și mergeai spre partea de frumos așa ca și uh, trăiri Poezia asta și încă una le-au preluat prietenii mei de suflet de la grupul clasic și colegul meu Ionci, Horvat și Diana. Și la un festival de folk, la Brăila, au luat Marele Premiu cu uh, două piese pe versurile mele. Iar, sigur, cea mai... Uh, piesa care a luat, de fapt, premiul, versurile erau următoare, fruct se numește. Focule, unde mă duci? Tu mă duci, tu mă duci și mă arunci între răscruci. Focule, ce arz în mine, șuieră și arde tot de iubire nu mai pot, căci mă doare, rău mă doare, floarea albă de cireș, că n-am fost mas la cules. Focule, să nu-mi dai pace până îi face și îi preface pomul cel cu fruct oprit, leagă dulce de iubit. Iar de nu, arde -mă tot, de iubire nu mai pot. Vă mă scrum și pulbere ploaia să mă spulbere și mă lasă la călcat numai bun de aruncat că iubesc ce nu mi-a fost lăsat și acum una despre părinți sunt sigur că ai de că <laughs> ne dai pe spate pe toți Sănătate. Senzațional. Am zis că râdem, dar orice. Râdem și de ce să nu râdem? Râdem în continuare. Nu, trebuie uh, să. să... Uh, Asta e prețul pe care îl plătim pentru râs. Trebuie să nu uităm să știm. Ele plegem. sunt împreună. Ele sunt împreună și uh, se spune că atunci când vrei să fii un om uh, adevărat, uh, și artistul, în general, dacă vrea să fii un artist adevărat, trebuie să treacă de la o stare la alta, fără ca nimeni să observe. Dar pe tine te leagă ceva de ultimele versuri. Uh, mă leagă de Că toate se simte. Mă, și se mă leagă bebe. de toate. Iar cealaltă poezioară este de fapt o bijuterie micuță. Uh, dacă veți vrea, există o să vă trimit și uh, materialul ca să fie o chestie completă. Dar să spui unde. Este o chestie care am. Uh, am scris-o uh, la vremea aia pentru fetița mea și pentru că eu uh, singurele flori adevărate care le iubesc, florile care le iubesc eu și care le consider adevărate, sunt florile de câmp. Ălea sunt adevărate, restul sunt uh, da. uh, niște chestii care le ofer. Eu le cumpăr destul de rar ca să le <laughs> duc la o universare, dar, mă rog, florile de câmp. Și din Florile de câmp, cel mai tare îndrăgesc Floarea de Mac, care este cea mai sensibilă, cea mai cingașă uh, și unică în felul ei. Și uh, îi scrieam uh, fetițe mele, am comparat așa cu Floarea de Mac și am scris așa o bijuterie mică. Și asta a luat, uh, cu cealaltă poezie care v-am spus, ele două au luat marele premiu la Brăila, cântate de... Uh, să e. filmați asta pentru toți cei care au fete. Da. Am scris pentru toți cei care au copii. Floare de mac prinsă cu ac în sufletul meu chipul tău drag. Ochi de copil gândul curat domnul iubirii te-a sărutat. Câmpul cu flori îți este popor. Tu Ești regina neamului lor. Floare de mac, chipul meu drag, te voi iubi de acum până veac. Mai pur și mai sincer da, pentru un, că... un artist în adevăratul sens al cuvântului. Am râs, am spus poezii la care aproape că am plâns e... și Cred da. că reușim să și plângem dacă chiar vrei, nu știu de ce. Dar uh, sigur că... Stim că nu vrei mă, să mă, ne față să plângem pe aici. Că... <laughs> întotdeauna mă sensibilizează pentru că asta a fost și starea în care eram atunci când am așternut versurile astea și nu vreau neapărat să facem volume care să le împrăștiem sau de lumea de noi, nu asta mă interesează. Să trebuie să chestii, sensibilizăm un pic oamenii. Eu am așa un, un moto la trăirile astea. Am zis așa, ninge peste coarne de cerb un vis frumos de brad împodobit. Cal pernă a gândului Mereu pribeag, dar niciodată înghețat. Este motoul trăirilor mele și toate versurile care le-am le-am scris sunt în acest context, în acest moto. Sunt trăiri pe care le-am avut, pe care le-am uh, uh, parcurs, care pur și simplu m-au făcut fericit, trist, gânditor și toate celelalte sentimente care le poți avea și am încercat să le împărtășesc aici colo la întâlniri cu oameni faini, cum sunteți și voi, Îți ca să, 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 să mai, să mai existe niște licărir niște licări care pot împrăștia chestia asta la modul frumos. Am răspuns invitației lui Alin pentru că de-a lungul timpului așa când ne-am cunoscut și ne-am ne -am întâlnit, Alin a fost și este un om foarte sincer, un om plăcut care a am simțit că înțelege firea mea și ce sunt eu, și atunci când a zis, hai să ne întâlnim. Pur și da, simplu e obligatoriu să răspândim chestiile astea. Cum? Pentru că e obligatoriu să răspândim trăirile da, astea, pentru că da. tinerii din ziua de azi trebuie să aibă exemple în astfel de manifestări. Uită, să vadă că se poate să fii da, și amuzant, da, la, să fii și da. sentimental. La un moment dat îți spuneam că, mă rog, am făcut un apropo, am spus doar că eu am avut niște repere. Ceea ce mă doare foarte tare și ceea ce este dureros în aceste vremuri este exact acest lucru, că oamenii nu au repere. Mai ales tinerii nu au repere. Eu am participat la un... la Casa de Cultura studenților, în Cluj, la un... Ce era asta? Cum le zice când... trec din termină și fac un bal... A bobocilor și nu știu ce, ban festiv, bal bobocilor. Balul bobocilor Așa. și... Da, erau Studenții care terminau și discutam cu ei în culise acolo și zicea domnul Sorin, nenorocirea noastră este, și asta a fost acum câțiva buni, nu avem repere, nu avem modele, nu avem. După ce să ne ghidăm, pentru că scara varului s-a întors cu curul în sus, Becali are bani, Becali este așa. Ciriac, uh, da, Bun, Ciriac este un reper, dar. Uh, nu, despre asta vorbim, nu de despre aceste repere vorbim. Eu de asta am vrut să subliniez ce faci, pentru că tu ești un om care cânți, care. Bun, hai să. Spui bani, uh, care... Hai să nu. Să, nu vreau să. să uh, sar într-o. Uh, Într-un un într -un de... loc unde, unde nu vreau să mă erijez eu în acolo, dar poate această discuție, poate această întâlnire, văzând-o tinerii, mai ales tinerii, poate că vor înțelege niște amănunte din toată chestia asta, adică să, să renunțăm la tot felul de, nu știu, direcții care nu ne duc înspre greșite. nimic bun, care ne, de, ne depărtează de umanitate, de oameni și să încercăm să, să încerc să le să înțeleagă că cel mai important este apropierea dintre oameni, să fim cât mai apropiați, să comunicăm prin acest fel, prin această frumusețe, să ne întâlnim la o, la o chestie de genul uh, spun prea mult, nu știu dacă se mai întâmplă chestiile astea, la cum încercam o vreme, o seară de bancuri și le făceam la ceai de cu studenții, veneau o seară de poezie, o seară să ne întâlnim la niște chestii de astea frumoase, unde să ne spunem unii altora ce simțim, cum simțim. Este foarte important. Chestia asta o facem doar online. Pe nenorocirea asta de așa. Uite, ai, 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 ai spus ceva foarte important. Hai să, uite, hai să poate deschidem, poate mișcăm ceva. Uite, tu ai început să spui da. poezii. Hai să facem o seară de poezie. Hai să mai dăm noi startul la încă una, poate încă două întâlniri în care să spui poezii și cu prilejul ăsta să invităm aici tineri, că eu sunt convins că sunt tineri care iubesc poezia, care scriu probabil poezii, dar care nu Clar au unde... Există. Eu sunt ferm convins că există, dar da. care nu au unde să, să le spună. Hai să dăm drumul aici, uite da. aici în studio ăsta, la uh, podcastul ăsta. ăsta, da, să începi tu poate și fi. prin începerea și prin ce faci tu să -i invităm tineri care Bun. de ajuns să ne scrie un mesaj. Bun, ascultă-mă, deja și poftim aici. dacă vrei, dacă vrei, uh, s-a întâmplat asta. Dacă Hai să-i promovăm. Dacă vrei, s-a întâmplat asta. După această emisiune, lasează o provocare și eu nu trebuie să fiu prezent aici, neapărat. Uite, lansăm provocarea, dacă sunt tineri. Și uh, spune-le în felul următor, că după ce se vor aduna mai mulți, vom crea o întâlnire și aici... Și și în altă parte să și ne mai vedem sus, și mai cu toții într-un anumit loc și să comunicăm. Hai să încercăm asta, să vedem ce se... Depinde Uite, de voi. Dacă avem tineri care sau depinde de, tineri, de voi, tineri, bătrâni, studenți, o, o provocare. O lăsăm da? acum. Da. Să mi okay. scrie mesaj, pe YouTube, pe orice există, că e ușor de, de, de dat noi. Să scrie un mesaj. Să scrie Să scrie, pentru că expresia să-mi scrieți. E... Nu, e, e uh, a Deci a fost să, scrie, da, da? să scrie. Da, să uh, scrie. Regia, hai să facem pe video, punem acum niște date de contact, la care oamenii, copii, tineri, studenți, bătrâni, oricine. Da. Cei care iubesc poezia asta, cu mine m-a mișcat, v a spus două, trei poezii. Iar prin, da. prin apeleze voi... la noi și iar, noi invităm da, aici iar prin și promovăm. Da. Iar prin voi, dacă bă, oricare dintre ei, dintre copii, vor să ia legătura cu mine, bă, voi le faceți, problem, voi le sau? înlesniți ca să creăm o legătură și ca să fim mai. Facem aici, o comunitate. Da? Sorin Tănase s-a okay. declarat un susținător al acestor tineri care prin poezie da, sau prin artă pură, Eu mă declar și un susținător a ceea ce faceți voi, de fapt. Da, C mulțumim frumos. Dacă nu, nu, da, ve hai nu veneam. Să, hai să vedem cum facem și să declarăm și să subliniem acest moment în care uh, promovăm, plătim și noi la Facebook, la YouTube, unde trebuie, plătim și uh, chiar ne dorim să vedem câți oameni... Adeți ai poeziei și al versurilor, găsim și să vină aici să spună și să-și recite creațiile. Eu zic, că o să iasă ceva. Ar fanic. fi extraordinar. Eu zic, că o să iasă ceva fain și regia Pentru că sunt regia foarte mulți. Tot ce înseamnă, și-au asumat, dau din cap, uite, așa fac toți, uite, așa eu cu Sorina am declarat că susțin. Eu sunt sigur că vor, vor fi foarte mulți, pentru că sunt foarte mulți care vor să spună. Și n unde. Nu găsesc, uh, au uh, probleme de comunicare, sunt timizi și nu găsesc, de fapt, locurile astea. Nu contează cât sunt. Dacă apar, câți apar prin ei și cu ei, mai departe, vom putea realiza niște lucruri frumoase. Eu chiar sunt curios să văd ce, ce o să iasă de aici. Uh, Sorin. Eu la fel. Am zis bancuri. Da. Am zis poezica aproape că am plâns toți pe aici, Din da. regie, Doi, două, trei lacrimi în curs. Toată seara mi-ai vorbit despre uh, Dan Spătaru și cum cântai tu și despre melodii pe care tu le-ai... Uh... Stai că nu, nu vreau să zic mai mult. Vreau numai să zic. Da. Ah. Uh, vedem noi ce-a fi. Deci... Uh... Eu sunt curios, <coughs> când erai tu copil, ce cântai și cum suna de la dans pătaru? Sau, cu, cu, nu știu, cu ce vrei tu să începi? Să, dacă simți nevoia, acum că tu suntem așa mai sentimental și am atins latura asta un pic mai sensibilă, dacă vrei să împărtășești ceva cu noi, din creațiile tale sau din creațiile no. altora, păi, uh... te rog frumos să vezi ce găsești pe aici până decor și să. <laughs> Să, Bun, să ne încânti. Da, lumea și mai ales mulți din prietenii mei să zică, bă, chitaristule. Da. Nu, nu, e nu, că aici sunt prietenii nu, mei, nu, că nu, nu. nu mă să... <coughs> ok, nu nu, 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 Deci nu, chitara nu este un instrument al meu, nici acordeonul, dar le-am folosit pentru a mă putea exprima în mai multe situații. Nu, nu suntem. Iar instrument tu ăsta l-am luat în vremea când eram uh, elev în școala militară și... Uh, în cazul de ceea să mă ajute cu ceva. Dacă fac bine, dați de cap. Uh, și... Uh, Încercam prin anii ăia să mă cadrez și eu în fenomenul folk, dar ce vreau eu să vă cânt acum este dragul meu Valentin Moldovan mi-a zis mă, asta este o piesă care tare mi dragă n-am cu voia lui n-am să divulg numele autorului, dar piesa este uh, foarte faină și nu știu, în contextul ăsta cu whisky și cu ce trăim noi acum, ar fi, ar fi o piesă potrivită <coughs> și nu conformistă până la urmă. acuzai că beau prea mult când m joc de viața mea, Când joc de mintea mea, Parcă m-a avut-o cândva în capela. Început sentimentul s-a Vai de acum un nou iubit mai corect și mult mai și nu ca mine om de nimic și pe deasupra disperat să-l cunosc ar amuzat și să-l iau peste picior Că a avut un noroc chior Și a ieșit învingător Noroc care a fost al altuia E târziu și stau în fum Și de tine mi-amintesc cât de mult te mai iubesc și cât mai disprețuiesc că n-am știut să fiu mai bun. Wait. <fie>

Uh, vezi pasiunea de a, de a fi de folos. În asta constă, de fapt, atunci când încerci și te străduiești, sau când muncești. Să le aduni toate astea într-un într mănunchi în care să fii de folos. Să fii de folos într-un fel. Nu toată lumea este talentată, nu toată lumea are nu știu ce har, dar fiecare are ceva de spus. Și este foarte important să găsești acel ceva. Și în momentul în care revin la acea la acel lucru care îl susțin și anume să vezi firescul simplul și firescul de lângă tine care ți este la îndemână atunci vei reuși și vei fi iubit de toată lumea indiferent ce ai ales să faci. De aia nu trebuie să încerci să faci ceva cum era vorba la noi să mare, ceva foioioi. Nu trebuie să faci ceva foi. -oi -oi. Trebuie să faci ceva care să te reprezinte, să vorbească, să fie despre tine. Nu contează despre ce este vorba. Cum îmi place mie să spun? Să fi hrană pentru suflet. Da, 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 da. Uh, cum să spun eu? Hrănim Sufletul ăsta doar prin fapte. Și atunci când faptele se adună în, în acel frumos, acele fapte bune, bineînțeles, îți hrăne Sufletul și, practic, cu ăsta pleci. Nu pleci, îl lași în urmă. Ok. Aici e o altă simbioză. <laughs> <laughs> nu, e, să... Vai, acum ca să fiu foarte bine bineînțeles, că probabil am apăsat puțin pe capitolul ăsta. Ies odată, el locuiam pe Enescu și ies din garaj încheiam, în încuiam garajul și erau ăștia duși de primărie care făceau curat pușcăriașii, și copilaj de ăștia de la deschiși, da? care făceau curat, pe acolo măturau și... Și unul mă întreabă, o intrat în vorbă, da, eu îi dau un leu sau o, o țigară, orice. Și mă zice, să trăiți! Eu încuiam, zic, Doamne ajută! Deci, el, dar ce mai faceți? Zic eu, domnul și el a dat bine. Dar să uite la așa la mine. Dar sunteți pocăit? Vis-a-vis <gură> -vis de răspunsurile care le-am dat. Știi? A fost o chestie extraordinară. De fapt, ziua aia a fost... Mi-a mi oferit două chestii, cel puțin două chestii minunate. Că de acolo m-am dus cu să mea pe Hortensiei, unde... Uh, are un uh, salon, de uh, avea o treabă acolo, uh, al școlii, uh, nevastă-mea este director la o școală posticeală, și cât i a avut treaba acolo, eu am trecut drumul, m-am parcat, în cele trei blocuri, poate cred că sunt cele mai vechi din Baia Mare acolo, pe Hortensie, înainte de grădiniță acolo. Și cum era așa o iarnă de asta așa, firav, nisese puțin, am parcat și ies din mașină și zic, ce ar fi să-mi scutur un pic Le-am le scuturat și cum ies de zăpadă, am dat pe ele acolo și vine o băbuță, o tanti, cu două plase și când mă vede, ce? asta să faci la dumneata acasă. Moment în care zic eu, mă, în, am cuplat una, două să mă scot, zic. Dar ce tot pe unguri? că pe unguri aveți problema și tot se face pe unguri că nu. La care baba, s-a <laughs> întors așa și a intrat în bloc. Ce ducie, dracului! <laughs> și a intrat în bloc. Deci oameni buni. Am râs cu lacrimi. Mi-a făcut ziua minunată. Nu m-am mai dus după aia să zic. Tanti stați că e bine că s-a <laughs> întâmplat. no, ăla și cu ăla cu pocăință dimineața au fost o minunăție. Asta, Uite, vezi cu, asta am vrut să ți întreb care cu, 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 cu asta tu? cu pocăițe. Nu ce o deranjat un pic, pentru că îți spun ce te întreb asta. Am auzit acum recent pe cineva da. la, nu mai știu unde, la ceva emisiune din asta televizor, da. nu știu ce, că au întrebat, era ceva ce reprezenta Maramure, nu mai știu contextul. Da. Știu că l-au întrebat, Păi cineva din Maramureș care să ține mare tradițional și maramureșan și alte, că e salutul din Maramureș că... Le pe Iisus. Exact. Și nu știu te În vecea min, da. Corect. Asta uh, este așa Cred că le... la radio a fost, așa da. Așa se salută. Nu, ajută... la Radio Zoo. Când a da așa... fost cei de la Radio Zoo okay. aici în Baia Mare. Mă rog. La uh, intersecție. Uh, nu... Unul uh, din trecători. Mă, prea repede să au uitat chestiile astea. Deci nu trebuie să da. fii de o anumită religie da, să și, știi că la uh... noi în Maramureș ăsta e un salut sfânt. Mă. Bun, este un salut sfânt. Eu am mulți să... clienți și care să că nu zic, este. dăm pe Iisus, să uite la mine. Da, este ok. Păzâmă în vechea Dar, la mine, mă, că nu te doare mă, Ascultă, mă, nu este de fapt uh, unic pentru că uh, eu sunt convins că este din, uh, de acolo, din Maramureș, dar vreau să-ți mai spun ceva. Uh, Dute în Austria, Că și eu așa am aflat un blând pe acolo, salutul uh, între vecini și uh, oamenii uh, creștini, neapărat religioși, că e o diferență, uh, da, din păcate uh, se salută cruzgot. Asta înseamnă mărire Domnului. Lăudăm pe Domnul. Și care e răspunsul? Sau e tot nu, același? Da, da, e tot același. Dar e același dar lucru. Dar se pare un salut extraordinar. Este același lucru și faptul că, deci eu nu cunosc, că nu, nu pot să afirm asta, faptul că o vreme bună a fost sub Imperiul Austro-Ungar, care s-a întins până la, că eu am avut de pildă șansa să fi invitat la Coșna. Coșna este în Bucovina, lângă Vatra Dornei. Acolo a fost limita uh, acolo uh, granița Austro-Ungariei și uh, am aflat foarte, foarte multe chestii. Deci, practic, Maramureșul și până acolo, parte din Bucovina a fost sub Austro-Ungaria. Că păstrăm tot felul de uh, uh, obiceiuri, saluturi și uh, toate cele se datorează faptului că asta a fost atunci și n-a fost nimic rău. Dar din nici acum nu e rău. rău. Și mie îmi pare rău Bun. că nu Deci, nu salutul mai salută lumea sta. așa. Este da. și acolo, curious da. așa se salută vecinii. Eu am clienți austria. care îi cunosc, că nu pot să da. iei pe negru străin, că vorba ta, să uite la tine că ce cu tine. Da. Dar am clienți care îmi vin în magazin, clienți pe care îi cunosc și știu, da. și când intră le spun, lăudăm pe Iisus. Da. Și să uite la mine și da, nu, nu, ai aici, aici, nu, așa, nu, 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 aici, aici, nu, 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 aici, aici va fi, nu va fi foarte greu. Aici va, va fi foarte greu să mai auzi un răspuns. Dar nu e greu O să-ți-l dea popii, eventual, și cunoscătorii. Nu, dacă nu așa. Aici, în Baia Mare sau, mă rog, în zona asta, nu. Salutul aparține zonei acelea. Și eu împărtășesc același gând care cu frumusețe le-a spus și cu trăire minunată și interioară hrușcă, când a zis eu că mă duc să colind în Maramureș și când mă apropiu de Maramureș în vremea sărbătorilor de iarnă, Așa simt de parcă Isus s-a născut în Maramureș. Da. Pentru că așa este. Este trăirea aia, este ce să spun starea aia așa e. minunată, care te face să simți asta. Aș vrea să, te așa mai, este. așa să ne apropiem, ca acum am da. profitat de tine la maxim. Ai deschis subiectul Hrușcă. Da. Frușcă o, o melodie, o poezie, o... Cum vrei da. tu să-i spui aia cu rugă pentru părinți? Aș fi tare curios să văd cum sună gura ta și cu intonația ta. Uh, Dacă crezi că reușești. Nu, Dacă nu, nu avem versuri, nu. putem face orice. Nu la chitară. Sau nu, la chitară? Nu, nu, pentru că ar fi o... ar fi o altceva și nu vreau să și fac asta. Și nici fără chitară? Nu. Enigmatic și cu minți. Terminându-și rostul lor, între noi se nasc și mori, Dragii noștri, dragi părinți, Doamne, adă înapoi, că și așa dus o prost și fai tineri cum a fost. Făi mai tineri decât noi. Iarte, Doamne, Pe toți. Sorin, tot ce pot să spun să-ți mulțumesc că ai venit. Să te invit să mai spui dacă vrei să împărtășești ceva cu noi. Dacă nu, îmi rămâne doar să. Eu vă mulțumesc! mulțumesc. Eu vă mulțumesc că la un moment dat am vrut să zic că totuși unde e trupa care cântă că ca domnul Dinescu. Am cât e cât ar <laughs> Am vrut să glumesc că mă simt ca la Dinescu, dar și acolo e o treabă drăguță. Uh, mulțumesc frumos uh, și pentru că Ați avut ideea asta. Vă felicit pentru uh, treaba asta. Să mergeți în continuare să să găsiți uh, oamenii frumoși, pentru că sunt foarte mulți oameni frumoși în, în Baia Mare, în zona asta. Să găsiți uh, acele lucruri care să ne folosească și să folosească mai ales tinerilor, pentru că aici avem o problemă tare mare. Tinerii, cum spuneau, n-au repere și n-au modele. Să... Să vă bucurați de voi și... Eu mă mot acolo pe albumul ăla care îl -am, -am mai ofer nici deci, colo să-l aveți și voi, unde scrieam viața este un lucru prea serios ca să o luăm în serios. Înțelegeți treaba asta, bucurați-vă de tot ce este și, cum să spun... Dacă tot ați început și faceți uh, o chestie de genul ăsta, un podcast, încercați, băi, eu nici nu știu ce e asta, sincer, habar n-am, uh, știți la ce l-am auzit, la uh, Dragoș Pătraru, și, dar niciodată nu m-a, nici măcar n-am întrebat-o pe fica mea să-mi explice, bă, ce e asta, Când Tocmai ai, ai asistat la unul. Tradu-mi-l și mie. Și uh, faceți lucrurile astea cât se poate, de mult, de des și de bine, pentru că eu am acceptat să vin pentru că am, am înțeles că este o chestie faină, sinceră, folositoare și este folositoare, faceți Lucruri de genul ăsta, uniți-vă cât mai mulți să faceți treburi de genul ăsta, pentru că este singura noastră șansă în această lume prăpădită care merge în cap. Eu am spus-o din 2000, că este așa, dar uh, lucrurile s-au uh, accentuat foarte mult și nu în bine. Faceți lucruri de genul ăsta, pentru că despre asta este vorba dacă nu o să faceți voi și alții ca voi, din păcate o să ajungem niște statui, niște momii, niște nimic care nu comunică cu nimeni, cu nimic, fără trăiri, fără sensibilitate, fără, fără viață. Ceea ce este groaznic. Și uh, să încercăm să atragem oamenilor atenția în direcția voastră și a celor care fac aceste uh, frumoase uh, întâmplări ca să distragem atenția de la uh, nenorocirea asta de ecran TV uh, unde se manipulează uite așa ca un vârtej zi de zi pe orice post toate cele rele și toate cele mă rog nu n-am nimic cu mass media din România dar este groaznic ce se întâmplă și mai ales pe aceste pe ecranul ăsta mic care înainte ne lipsea și acum ne disperă și ne distruge Încercați să faceți lucruri cât mai frumoase, ca oamenii să aibă măcar o rezervă spre care să se îndrepte și să vadă lucruri frumoase și adevărate. Să vă ajute Dumnezeu, și ce să zic, în afară de faptul că vă doresc multă sănătate că de fapt despre asta e vorba, să fiți mereu vesel, fain și să aveți zâmbetele la purtător. Să fiți Doamne, sănătoși! Mulțumesc din suflet, Doamne Calin. ajută! Dragii mei! Mulțumesc, Alin! Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Tuturor! Tuturor! Să Dragii fiți mei, sănători. în seara asta am avut parte de un episod al extremelor. Am râs, am cântat, am recitat poezii, aproape că am și plâns. Am încercat să demonstrăm că putem să și bem un pahar sau două sau trei, fără să facem prostii, chiar să bem un pahar, două, trei și să spunem o poezie, sau să compunem o poezie. Am încercat să demonstrăm că putem să ne distrăm și să fim în același timp productivi și creativi, pentru că despre asta e vorba, despre a face un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii noștri. Și pentru toți cei care încă apreciază un lucru bun, o muzică bună, o poezie bună și un par de whisky bun. Amen. Sorin, îți mulțumesc că ai venit. Marele maestru eu vă mulțumesc. Sorin Tănase... No, 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 ai, maestru, nu, 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 aia cu maestru, nu o lăsăm. E, na, e, noi, Tu ești modest, eu noi, nu. noi cu noi. Marele maestru Sorin Tănase a spus mult mai multe decât aș putea să spun eu vreodată. Sper să, să auziți cuvintele lui așa cum au fost puse și să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Și în rest, rămâne valabil tot ce am discutat. Ne vedem la episodul următor. Vă pup! Doamne Ajuta!